Salutări tuturor! Din cât știți, una din rubricile importante în podcastul nostru. 2 este rubrica despre bani. Eu tind să aduc oameni care fac bani, care au construit afaceri și au milioane ca să aflu cum ei gândesc și cum abordează problema banilor și problema mindsetului. Podcastul de azi e anume despre mindset și despre bani. Eu l-am invitat din nou pe Corneliu sau fondatorul fabricii de mobilă Tandem, care este și sponsorul emisiunii și episodului dat. Da? Vă rog mult, ascultați atent ce spune el. Pentru mine e fascinant, absolut fascinant abordarea lui și modul în care el și-a structurat viața, au găsit timp și pentru călătorii, și pentru familie, și pentru business, și pentru bani. Eu sper mult să vă placă, priviți spotul, pentru că spotul ăsta finanțează activitatea noastră și imediat după spot începem una din cele mai interesante discuții de mindset și despre bani. că dacă nu nu știu, într-o zi nu la lucru. E că din simptomul vinovăției mai ales antreprenorii. Da. Da. E cum eu șed așa. Da. Păi șezi și citești o carte că da. citești o asta să scociri toporului, că tu ai șoplit probleme. <laughs> mai ascult toporul, nu șoplic, tu te-ai boțit creierul ăsta, mintea asta așa sub țire, nu mai este. Au fost la tine, da, azi da. nu azi La ies o toșit, că tu ai rezolvat diferit, au venit alt viitor, care trebuie alt tip de ascuțitură, da? da? Și ca și cuțit. unul cu zâmț, unul cu valori, unul cu lung, unul scurt, unul lat pentru cașcaval. și caval. Și <laughs> Că e alt tip de timpuri, au venit, salt feluri. Dar dacă nu, ne Eu băgăm... tot mă duc și tot cu cuțitul și Eu te-am nu pot, ne-am două dești. <laughs> Ceva nu-ți <laughs> nu, așa sunt timpurile, da? Da, da, așa sunt timpurile. <laughs> Înseamnă că trebuie mai rând. Băi, poate citești o carte. Nu, Putem să începem, Cornelul, da? Cum zici tu? Eu Uit, gata. Eu Davai. o să încep cronologic, mai scurt. Ultima dată când noi am comunicat era de Paște și îți în că tu erai în... Cred că era de într-o deplasare. Urmă, da. Nu, podcastul okay. ultimul, da, 11 luni undeva în urmă. Dar ideea e că de paște, tu ai publicat așa un fel de postare de revoltă vis-a-vis -vis de faptul că moldovenii noștri tot vremea nu mă o și în asta este o problemă mare. Și eu țin minte modul și ala și scris zic, hai să mai filmăm un despre asta podcast. E bun, până una alta, până ne-am sincronizat, s-au întâmplat mai multe lucruri, dar hai să pornim cu asta. Și ce-ai simțit atunci, de ce tu așa ai scris și chiar aș deșgăca subiectul ăsta de, de cultul odihnii în Moldova? Bă, poate nu știu, atât de cult, era o persoană foarte energică, de care mm -hmm. eu cunosc vreo 5 ani de zile. Mm -hmm. Și persoana asta, cumva, tot timpul era hype, tot timpul era pe, înaintea valului, știi, adică era... Gata, piscându s să iei orice oportunitate. Și în momentul ăsta eu scriu, uite, eu vin atunci, uh -huh. blindă chiar a două de paște, blindă uh -huh. chiar așa, neni, figa, eu. Și eu înțeles că moldovenii trăiesc în, cumva în niște reguli uh -huh. care sunt o leacă arhai. Și eu de atunci am început să studiez fenomenul ăsta și ne-am dat seama că noi o leacă suntem Birocratizați deja, uh -huh, uh -huh. vrem, să trăim gine, uh -huh. ca în America, ca în Europa, dar să lucrăm foarte picil ca nu știu, ca Grecia, Grecia da, uh -huh. și ca în Spania, poate așa sunt unită picil, unitate relaxat, și eu să spun că asta e o problemă exemplu, acum când am fost recent în, în America, uh -huh. de chiar după Paște, în luna mai, eu am văzut că lumea nu fumează. Lumea merge la sport. E și de duminică, deja de dim duminică dimineață, am avut câteva întâlniri, ei sprigăt eu pentru a două zi să duc la lucru. La pe că la noi lucrurile stau în mare parte, invers. Deci lumea nu duce șașlăc, uh -huh. e chiar să duci și să faci un șașlic, să E, pentru toți e clar că alcoolul scoate energie, el nu dă energie, da? Și atunci el se obosește sâmbătă și duminică, și atunci el vine luni la lucru să odihnească, știi? Adică <laughs> sunt niște, niște, da, în foarte, în foarte mare parte, dar Și pe undeva pe marți, miercuri, cu el, el iar și vine, am să gândești cum a și weekendul următor. Când normal ar trebui să fie invers, tu vii la lucru să te consumi, că este un schimb de energie, schimb bani pe energia ta, și în weekend funcția ta este să te recuperezi. Să mergi la natură, să iei copii, să te duci pe un lac, să te duci pe o barcă. La noi, din păcate, nu știu de unde s-a luat că odihna asta e tăsovcă, în majoritatea cazurilor cu alcool. Din noi nu ne, putem, nu ne putem opri la un pahar. Noi trebuie să servim o sticlă, două, trei, dacă vorbim despre vin îmbuteliat și așa mai departe. Și da, noi suntem lenoși. Eu am avut așa un caz când -am, când am revenit din București, din Chișinău, era o perioadă când evident că mă vedem cu fiecare gașcă, cu multă lume, mm -hmm. mai scurt mă vedeam în fiecare sară. Pentru că de mult nu ne-am văzut și era tare nice, era schimb de idei, variante, dar fix o lună a trecut, deci eu practic o lună la rând m-am văzut cu toți și la un moment dat am înțeles că subiectele au început să repete. Deci, deprinderea de hai să ne adunăm să bem este, uh -huh. dar deprinderea de ceva a rezolvat noi, Tot vremea se rezumă la bârfe, știi? La... Okay. Acolo discuțiile este destructive deja. Nu odată poate ai bârfit. Nice, okay. ai trecut. Și că m am oprit. Ne-a redus radical mai scurt numărul de conexiuni de... și... Eu am, în ultima perioadă am început chiar să mă interesez și de energie, în general. Te-am ascultat de mai mult timp, nu credem, nu credem în asta, dar mă și mă gândesc, stai. Eu parcă n-am văzut chef ce vă să fac, unii încheltu, eu nu energia. Dar hai să revenim la ideea cu, iată, cum crezi că ar trebui să organizeze un om ca să înceapă a mișca lucrurile din loc? Cum cum să și tradițiile este arhaice, cum ai spus tu, da? Ele, ele așa cumva trebuie schimbate la noi în societate, sau nu tot trebuie să schimbe. Eu foarte, tu ai atins foarte bine mesajul, că tot problema este în energie, despre la energie este un, Fiindcă foarte mulți Multă lume afirmă, eu sunt lenos, eu mm -hmm. nu știu cum să mă motivez, citesc cărți de motivație și așa mm -hmm. mai departe. Cred că problema este mai profundă și problema este lipsa visului. Uh -huh. Pentru că un om care are un scop o viziune, el nu are timp să o consume cu altceva. El se duce și caută resurse, cum el poate să-și realizeze diferite gânduri, idei, găști, cum el poate să-și realizeze acel vis, acea misiune uh -huh. care are el. Și atunci când tu ai cu ce te ocupa pe bune și așa te drive și te trezește din pat. Tu nu mai ai timp pentru discuții fără sens. Uh -huh, da? uh -huh, uh -huh. fără sens într-un fel de limba rusă este și cuvântul celea care uh, să cu un scop, cu scop, căreva, cu un scop da? Da, da, deci tu discuția o duci cu un scop de ați cu un da. de ați. Și atunci tu dacă și ai discuții cu prietenii, care aparent nu are un scop, iar are scopul de a te relaxa, da. de a da creierului voie să se odihnească, să-și facă și el ca să-și proceseze gândurile, să le pui pe polți. dar discuția asta cu prieteni nu trebuie să te consumi, dar din contră să te, te relaxezi, uh -huh. să te realimentezi, să-ți dai un, un boost de alt tip de energie. Și atunci ok. <coughs> și există, da? asta e foarte fain povestea asta cu energie. și îmi dă energie în timpul zilei și nu iei și energie. Deși în ea. da? Uh -huh mult multe atât, tu Asta prea trebuie să analizezi, faci. Zi, da, da, da. da? Nu, eu, eu analizez, da. Duci, da? Da, duci, duci agenda și colți scrie ok, azi. Uh -huh. Și tu ai lista de lucruri dimineață, ok. Și atunci, tu ai trei filtri. Primul, lucrul ăsta mă aduce mai aproape scopul meu sau nu? Uh -huh. Și tu dacă eu fac lucrul ăsta, mă aduce mai aproape scopul meu sau nu? Dacă da, ok, cred că trebuie să o fac. Doi, dacă nu te duci mai aproape de scopul meu, lucrul ăsta îmi dă energie? Uh -huh. Băi, de dacă nu îmi dă, de pildă, nu îmi dă. Ok. Uh -huh. Lucrul ăsta mă face mai fericit? Nu mă face mai fericit. Atunci lucrul ăsta că te nu trebuie să o fac. El trebuie să scadă din lista mea de acțiuni. Uh -huh. Și din păcate, noi neavând scop, noi deja nu putem, noi nu putem răspunde la jumătate de întrebări dacă noi facem bine sau facem rău. Și noi doar facem neavând scop a doilea, neavând, uh, ne urmărind uh -huh. calea asta a energiei, fiindcă energie energie, iarăși, nu ne trebuie pentru ce? Pentru scop. Uh -huh. Dacă nu nu ne trebuie energie pentru scop, adică dacă eu știu că mâine am o întâlnire faină, corectă, uh, importantă pentru mine de dimineață, de exemplu, cum o să fie mâine, uh, atunci mi-e energie energiei și eu azi de seară chiar mă văd cu un grup de prieteni, dar nu o să-mi permiți să consum. Dacă și-o consum, să consum foarte limitat. O să mă strădui ca discuțiile să nu fie foarte agitate emoțional, că uh -huh. eu uh -huh. clas -o să dorm că mâine dimineața că de -o și la ora șase eu să mă trezesc, să însetez așa discuție, așa plan, pentru discuțiile de mâine. Dar asta e legat de scop. Deci eu am un scop bine definit, uh -huh. respectiv pentru scopul ăsta am nevoie de energie, și în cazul ăsta, dacă prima nu e scop, n-ai fi nu trebuie energie, zic pofi că să fie sau n să fie, n-am fi, fi cet și atunci la noi tot e și fan. Noi tot căutăm în viața asta să fim fericiți. Și de fapt este o pseudo fericire, deoarece este pe o distanță foarte, foarte scurt. Deci uh -huh. fericirii care nu este legată de scop, deci și asta fericirea din filosofia mea. Fericirea are două componente. Una dintre însă este uh, lucru intens, adică consumul de energie, care la un final dă un rezultat. Dacă noi nu avem consum, dacă nu un lucru să nu ne s-a dat greu, atunci da, să dă pur și simplu rezultatul, ca mm -hmm. if nu mm -hmm. Este rezultatul de el ca, ca salvele, da? ca salut. Mm -hmm. O apel, pam, a terminat. E foarte scurt. Dacă noi insistăm, merge mult câte scop și ala, și la urmă el nou ne reușește, atunci noi să-mi efectul este a fericirii. El e plin din două componente. deci dacă noi nu avem scop, nu-mi trebuie energie. Și fericirea noastră e do doar de și e foarte scurtă. Adică, nu, hihihaha -ha și e s terminat. Atunci spunești că-și viața cumva e tare peste ei. că în felul ăsta visele, scopurile uh, uh, sunt unii dintre cele mai importante. Da, știi și apare și întrebare, niște exemple de scopuri. Cum ar suna ele? Hai să spunem, la, în rândul unui angajat, spunem, în rândul unui top manager, uh -huh. în rândul unui antreprenor cu afaceri mică. Să zicem, trei okay. dileme. Cum ar suna mm -hmm. scopul? În primul rând, nu consider corect întrebarea ta. Și nu o consider corect deoarece eu văd viața, filia, sau pizza, viața are mai multe filii. Mm -hmm. Și noi, în cazul, de fapt, de data am vorbit doar de o singură filie din pizza asta. Mm -hmm. De exemplu, în pizza mea sunt familie, sănătate, bani, Banii poți fi obținut prin acțiuni sau prin imobile sau prin business care îl faci. Uh -huh. în, în pizza mea este hobby În pizza mea sunt prieteni care sunt separați. În, în pizza mea este uh, uh, misiunea vieții, da? uh -huh. care ar fi scop major, de și eu exist pe pământul ăsta, uh -huh. cum, care ar fi maxim impactul meu pozitiv asupra societății. Uh, este dezvoltarea spirituală. Da? Este ajutarea societății. Ele, nu, eu îl împart o bucată și eu am scopuri uh -huh. în fiecare dintre aceste domenii. Am înțeles. Și atunci, noi când vorbim despre business, este doar o filiuță, fiindcă noi suntem prea setați și noi hrănim prea mult filiuța asta și într-un moment ne trezim că nu mai avem sănătate, ne trezim, alții se trezesc că nu au prieteni. Eu sunt pentru o viață echilibrată. Ori, de, de, exemplu, dacă uh, cineva a primit caif cu a făcut un milion de dolari, Ok. Și el se gândește, dacă mai fac un milion, o să mai primesc fix așa lași caifă odată. Nu o să fie. O să fie cu 5% din ce ai primit. Ca drogul? Uh, cred <laughs> posibil ca drogul. Eu da. nu am consumat drogul grele, asta e altă discuție. Eu uh -huh. nu știu cum asta, dar uh, caiful nu mai este așa. Eu am observat un moment când eu am ajutat pe cineva și despre asta nu știe nimeni și caiful nu a fost major. da. Deci eu am simțit că eu am caifuit. Și, uh, și că u ori e 5.000 de lei. Uh -huh. nu este un frigider care m-a sunat la o... nu vreau uh -huh. să zic de unde, uh -huh. pentru niște copii refugiați din Ucraina. Și zic, bă, mi-a donat carne n-avem frigider. Ok, tu și organizăm. Și e că tu în ziua și șeia te apropiați că ai făcut lumea asta puțin mai bună. Uh -huh. Și în, acolo e mai mult caiftic că eu aș fi vândut de 100.000 de euro în plus în ziua și că ca produs sau aș lua un nou contract. Fiindcă nou contract deja e, mergi pe bandă rulantă. E ca un fel de proces, da? <coughs> rutin? Proces și tu deja e ceva în normă. Nu, bun, dar scopurile este cumva spune că, ok, sunt 8 filii, spunem, da, în pizza asta. Eu le 8, da. Da, și, dar cum să ți le definiești? că cum tu ai ajuns la 8? 8. Da. Eu m uit la ce zone pentru mine sunt importante. Dar cum înțelegi și important? Că nu, ce, e important? Okay. Eu am impresia că acum așez de mulți în prăștieț și când stai discuția, pe cumva ra, puțini oameni văd care își pot structura cumva tătii scopurile, tătii astea în acțiuni și în scopuri și într-o viziune. Ok, știi? E ok. okay. Pierd okay. De spun la cum fac eu asta. Eu asta fac la începutul anului două săptămâni, deja uh -huh. undeva cinci ani la rând. Uh -huh. Eu deschid agenda, asta la mine scris în agenda, păcat că nu e agenda că eu chiar o arătam, dar o să trimit niște poze și poate să le pui în în podcast, screenshot-uri, da, cum asta. Și eu mă uit la, la filia asta de pizza și încep de la cel mai important. Ele au și o cascadare pentru mm -hmm. mine, da? Mm -hmm. cel, mai, cel mai important cine Care este? Cum crezi? Eu. Da? Sănătatea. Sănătatea. Eu, da. Aici da, totuși eu. Eu da. eu, da, sănătate. Dacă nu e sănătate sunt mulțități mm -hmm. cu zero, da? Sunt diferite. Limbi. După și sănătate pentru mine e important nivelul 2 asta e familie, da? Mm -hmm. După nivelul 2 apar prieteni. Da? Ba, așa, așa e firea mea. Pentru că cineva poate să fie bani, în primul rând, da? mm -hmm. Și sănătate. De exemplu, dacă eu eram, avem 20 de ani, eu cred că sănătatea categoric nu era pe primul plan, da? Adică, <laughs> el emigrează. Ok. Mm -hmm. Și tot așa mai departe. Și pe urmă, schimb eu analizez ce e cu sănătatea mea. Cum îndeoști? Și ar trebui să fie, să fie eu ca sănătate. De exemplu, pentru anul este așa în trecut, la mine au apărut în viață ce capurile. Mm -hmm. la, da, Dar la, în an, eu mă duc și dau controlul la tot ce e posibil. Sânge, uh -huh. uh, diferit uh, uh, cardio, nivelul de grăsimi, nivelul de leucocit, toate, toate Și toate eu sunt că ce capurile astea sunt foarte importante. La o vârstă mai înaintată, cred că el trebuie făcut deja de două ori pe an. Din da? uh -huh. punct de vedere, sunt toți omului sunt toate De exemplu, eu ne-am cumpărat motocicletă în capitolul sănătate, nu hobby. Seren? Deoarece motocicleta precedent Harley are o frână, ei clasică uh -huh. și, pe, și ei total clasică, adică frână, gaz, acolo nu, -i, nu e nimic electronic. Și are o uh, tărmăznoi put, cum să spun, uh -huh. da? linia de frânare mai lung decât eu mi-aș fi dorit. Și atunci cu tot care e cea mai sigură motocicletă din lume, da. cu deoarece uh, cu motocicletul a început să meargă și soția. Eu am început, noi am început să facem călătorie împreună, da? Am început deodată în România, în Cluj, pe România, și la Budapest, de exemplu, joi mergem cu desa cu motocicletă. În București acasă împreună. <coughs> și atunci, ok, care e cea mai sigură motocicletă din lume? Și am, m -am dus și am cumpărat cea mai sigură motocicletă din lume, dar ea au închis parametru sănătate. Adică au închis parametrul de o eliminat riscul, da? Riscul de, a uh -huh. se întâmpla ceva, da? Deci uh -huh. pentru și pentru este eu, mi-am pus scop slăbesc. Am slăbit 10 kg în anul da? Astea, da? Uh, ok ar fi să-l Super ar fi să mă slăbesc. Da. dar deja să mai slăbesc cu celălalt nu ține de sănătate. Și alt ține de, de alte lucruri. Fiindcă sănătatea mea, eu sunt ok uh -huh. unde sunt la amele kilograme care erau sub 10 de când am cântărit, m-am când am avut ultima decizie. Sănătatea asta ar însemna să merg la odată pe an în India, pentru sănătate mentală, și eu merg 3 săptămâni și eu le planific. Da. Poți da. să și unde te duci? În, eu în Tibet? Eu India, nu, un, nu un, India. Eu am fost în Tibet. Uh -huh. Nu, este ștatul Chirau. Eu, eu tare aș vrea să ajung da, da. în Tibet. E fantastic Tibet, da? Da, 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 e fantastic, da. Acum cineva din Moldova scrie, strânge o gașcă, un grup, uh -huh. să meargă în Tibet. Eu merg singur. Adică când gaș că o să iasă, să nu iasă iarăși fan. Uh -huh. Știi că, fiindcă fiindcă, bă, dă-ți spun uh -huh. un banc, stai îți vin inspirația, îți vin gândul și -al profund în care te conectezi cu tine însăși, cu cosmos. Da. Deși, fiindcă tu, tu na, și mai simplu, poate asta nu-i Tibetul, până la urmă, urmi, Tu n-ai, ai Wi-Fi, da. n-ai internet, 2007 m. numeriai žmonės, kurie neturi niko ir ši zombies, ir sakau, malin. Jau žemtėt, jis nėra interpretuotojai, jis turi štintro kibutkę. Jau pasisakovės, kas ta šį tibetą, tai važiuoja klasa. Ir kai mes einame žingsniem, čia šias vėdė Kailasu, šias ta ultimė popas, dėl to, kad mes važiuojame 7 km, ne žyru, ne žyru, muntulo. Šiaip po pasu jis ta, e jis ta, jis žusutską mašiną, kladidė, nuėjo mažiau, tada užbraukė žos, panašiai, tu tenfukų pėdos, 28 km, nežinau, o šiaip. Nu, nešėdzėm lamą. niște laițe, așa, chiar laițe lungi, între niște șobieni de acolo de acolo mulțit la tric. Ei nu se spală foarte mult, n-au apă, acolo frig. Eu am fost vara și era noaptea era minus șapte grade, deci gheață, voi ăsta-s de metri altitudinea. Și eu vreau să mănânc. Acum ei ne îngrijă și să mănânc eu aici, că dacă mă apucă burta și el spune, așa, un tip de mivină. Și eu zic, ok, mi vine, eu sunt ok, da, mai avem niște sneakers ori uh -huh. Zic, dacă nu ați ne ajungă energie, mai bag un sneaker. Și că eu văd cum doamna, o să-mi permit să pun mâna în paharul ăsta, duce mi vină, acolo mi vină cam așa e plin și ei cu paharul de aici, tu farfurică așa de mare, jumate de de se să spală în pahar. Dar să înțelegi că uh, asta, partea de unghii care nu era sub dânsa glod era mai mică decât parte de unghii în care era glod. Uh -huh. Și eu am așa o dilemă în fața mea, farfuria asta de... de mi vină. Și mă gândesc, băi, nu sunt ja, nu-i cultuiți, băga mâinile. Și da. mă, la urmă, mă gândesc, băi, da, uite, te la 4800. Da. Dacă și este murdărie, și murdărie asta e natural cumva. Nu să mă și vă molecule, dar dacă noi mergem în la baie să ne spălăm mâna, punem mâna pe cleampă, intrăm la baie, ne am spălat mâinile, și ieșim înapoi și închidem ușa, tot de pe cleampă, așa, ori milioane și ele de bacterii, nu sunt acolo. Mă, uh -huh. eu cred că ele sunt mai agresivi, doar nu, aerul e mai simplu acolo, e, mm -hmm. condiții mai duri. Nu știu ca și în discuția asta, ok, hai, nu, hai că ne băgăm noi la supă asta, nu te sufletă, mâncat te supă, e călduță, îți dă energie, că ca un ceai Și în timp îmi trebuie ghidul meu, dar tot e ok, dar unde dormim? Că, păi aici, și da, și foarte, foarte micuță, vreo trei mese așa cu lights, mm -hmm. foarte mult lume agitată, deci chiar ca noi turiști, că ghidul tip ai turist, noi să ne culcăm pe miasă, dar stăpânii pe puncte două lights și dorm pe laițe, stăpânii la e ca hotelul ăsta, nu știu cum să-l numesc, <laughs> dat, dar eu mă uit, cum să ne încălzem, că nu văd nici o, o, o sobă da, acolo, nu preunii, e sobă că sunt niște schini de e mult mai jos uh -huh. și ei fac focul numai cu lipioșchi de la uh, boi, sunt niște boi uh -huh. care uh -huh. sunt destul de mulți acolo, și așa, pe noapte, după ce ne culcăm noi, să duc boie între locurile, spațiile rămase, cam și vreo șapte-opt boi aici, și o să beșească toată noaptea și lasă să încălzește în, să încăpere. Și așa, eu să eu, eu asta nu știu dacă o să pot suporta. Uh, și eu am dormit sub sac afară, la temperatură, avem sac de ăsta profesional, dar e că este tibetul. <laughs> și el e fantastic. Da, tu, așa și-a tu... fost? Au dus boie? Uh, da, eu da. a afară, da. <laughs> lângă, acolo era un spațiu că puteai să-l încui, mă temeam să nu mă și șacalii, uh -huh. dar a fost, eu n-am putut rezista psihologic. Uh -huh. da. stai uh, Tibet, să zici că tibetul a deschis ceva, posibil că da. Știi, pentru că nu știi în care moment ceva să să deschis că uh -huh. Crăpăturica asta e tot mai mare, uneori e mai mic, uneori e mai mare. Ce înseamnă spiritualitatea? Cred că înseamnă să te mulțumești cu puțin. Spiritualitate, cred că înseamnă să nu te mai compari cu nimeni. Să faci mm -hmm. Tu, business tău, bine, lucru ca, partea ta din business care trebuie să o faci, nu te uiți, că așa l faci mai mult ca tine, dă să mă compar, nu, tu poți să înveți de la așa, dacă așa l faci mai bine ca tine mm -hmm. și asta e ceva normal, te inspiri, învă... noi toți învățăm unul la altul, dar să zici că, băi, eu sunt frustrat că așa are mașină mai lungă, că cum m-a întrebat o Este nu mă da. nu-i pofic. Ну, не прикольно, мне не пофиг. Ну, когда я машина машину марк, я его что машину мою астр. Я вам шум план на машинку, мать или с что потому что это достаточно десятая в жизни. Но, когда прикольно, на 165, с Роллс-Ройс. Ну, 165, потеш, полари, файн. Окей, кари пын на Роллс-Ройс, пати Бентли, да? Потому что... Тот элеганция, а в Окей, когда... Nu înseamnă 50 plus, ți-a luat un de te am așa, ți-ai permis te ți duci la job ca proprietar, nu ca director executiv uh -huh. sau ca director general. Ok, acum înseamnă că care e mașina asta cu care ajungi la 50-55? Înseamnă că o mașină de business, tu ești doar director general, înseamnă că, dacă tu îți permiți o mașină de business, nu, nu știu, business class, da, să numi, da. da așa, un BMW, un Mercedes, uh -huh. un Lexus, ea cred că e perioadă. Pe de altă parte, sunt oameni care pot să iei Rolls Royce la 33 de ani. Ok, mai departe și faci tu. Din, și mai căifuiești. Pe la tine, tu caifu maxim. Să mai iei băiat ăsta, Bugatti. Bugatti nu-i comod. El e, e comod pe, pe, un traseu scurt pe ăsta. mai iei mm -hmm. mașină sport, eu nu pot să fie prima. E 100% să fie a doua. Dar tu cât nu mai poți merge. Tu nu mai poți să ridica nivelul unei mașini standarde. Înțeleg, și atunci înțeleg. trebuie să De pildă, eu mă străduiesc cumpăr pantofi la o cifră oricare. Asta cum? Acum eu sunt între 275 și 300 de euro, nu mai scump. Aha. că eu pot cumpăra azi pantofi 700 de euro, dar asta m-ar obliga și mâini și poi și să-i cumpăr 700 de euro. Da. Dar dacă eu am pantof de 700 de euro, eu trebuie să am costum de 1600 de euro, eu trebuie să am... Adică ca să fie viața ta echilibrată, tu trebuie să mergi într-un tip de mașină, tu trebuie să ai un tip de hotel. Asta nu înseamnă că tu ai doar s clas, dar te duci în două stele, nu că două stele e rău. Dar tu ți-ai nivelul de, patru stele plus. în Statut stat, într-un fel, nu, da? Nici un statut. Nivel social. Chiar, nici uh -huh. nu nivel social. Uh -huh. Nivel de, de costuri. Uh -huh. Că e, aici e alte tehnologie cum să mărești costurile. Tot, tu ai nivelul ăsta de costuri în domeniul ăsta. Tu trebuie să trăiești într-așa o casă, într-așa o regiune, uh, să mănânci într-așa restaurante, să ai așa el port. Deci tot de statutul ăsta. Și atunci tu te uiți, la tine tot nivelul crește. Sigur că sunt la cineva este să care îi dă energie, da? Fiindcă eu îi înțeleg, bine, luat o mașină într-un domeniu. Asta înseamnă că vacanțele trebuie și în nivel așa. Asta înseamnă că tu trebuie să zbori în business class. Asta înseamnă că tu, mă înțelegi ce da, da, da. tu vei, vin de la categoria asta în sus. Înseamnă că, că, tu nu ai, viața ta nu este așa dențată, dar tu trebuie să la nivelul ăsta și o echilibrează. Ok, sigur că tu ești la nivelul ăsta, dar asta e potențial de creștere. Și asta îți dă energie. uite, dacă vorbim despre lucruri. Să ne întoarcem la filii, da? Da, da, în planificarea asta este un important moment. că să planifici la lucrurile importante și businessul ul ultimul dacă tu ești antreprenor. Deoarece business o să fure restul tot ca asta, ca, știu, știrul, ca el o să bage în și o să mănânce tot Și dacă tu nu ai reușit să planifici, studiile tale personale, să te instruiești, vine o nou de etapă. Noi suntem dinozauri, eu sunt dinozaur în sens eu sunt old school, eu sunt vechi și uh -huh. trebuie timpul să-mi scot cușmii uh -huh. de vechituri de pe mine ca eu să mă renasc, că asta pe uh -huh. bune și asta uh -huh. e foarte greu, că eu tot timpul așa am făcut și asta a dus succes, dar asta azi nu mai este actual. Uh -huh. Noi ne merim în poveste gugoașei, eu am fugit la babă, am fugit la șeia și unii papă viitor, uni papă vulpe, vulpe uh -huh. viitorul în care noi nu o cunoaștem. Nici nu interpretare. Noi, este normal, dar noi nu mai... Nu, noi, noi, mergem, a, eu fix așa am făcut de asta, majoritatea la 55-60, sau mulți la 55-60, dacă câte un faliment. Fii, ghi. păi eu că eu când aveam 35, așa am făcut și-o mers. Nu Și vine vulpea. Și dacă noi nu schimbăm prinderile noastre, de viziunile noastre, nu ne schimbăm și ghinii și rău, și, mai, și lucrează și nu lucrează. Cum să angajăm personal, cum să facem marketing, cum să creăm produsul noi, cât de des creăm produse noi vin concurența. Vin ăștia tineri care au altă formulă, au altă modalitate, sunt mult mai agili, sunt mult mai... Ei viața, nu în gust. Noi îl vedem așa, de eu văd foarte dispersat, îi văd întridat totodată. Noi, nu, nu, legături noastre neuronice într-un fel. A lor scriază în tot mod, la explodează tot creierul dat. Așa ei s-au deprins. Uh -huh. el, de aici era pe TikTok, aici el se juca într-o joacă și aici își făcea lecțiile și el poate în 4-5 care nu ce, e că asta numai Napoleon. Nu, e asta așa funcționează. Și cu o mână poți să facă una și cu alta scrie text. Uh -huh. uh... Carapacea, da. Ne da. întoarcem înapoi. La ea asta. Și atunci și iei la unul alt. Ok, sănătate, familie, câte vacanță. Când îți vacanța copililor și începi să-ți planifici vacanța copilul, Ok, în familie este suție și relația mea cu soția. Eu, de pildă, am făcut inteligență emoțională de ce? Că să am o relație cu soția mea. E că asta e un subiect care am vrut să-l abordez da. chiar. Relațiile anume în familie, în viața unui antreprenor, cât e de și asta, în general, din punctul tău de vedere? A, sensul pentru ce omul trăiește, eu cred. Uh -huh, uh -huh. Deci, numai că eu aș fugi familia, și aș dau o mai mare, vede că tu poți să ieși un și pentru un copil care mm -hmm. nu faci parte din familia ta și eu sucot cu unii din cei mai fericiți, sunt profesori care împingă omenirea, o educă, o fac mm -hmm. mai frumoasă da? mm -hmm. și el dă viață, pentru că profesori toți elevii copiilor. El, deși, fiindcă e un întreaj, foarte multă energie. Eu aș spune că mulți profesori, majoritatea din copii sunt mult mai mult decât pentru alți părinți. Mm -hmm. da? Adică mm -hmm. el atât de mult dragoste și o investit energie cumva, investește da? în mm -hmm. copilul ăsta. Uh, dar stai să o luăm cu... Stai inteligența stai să cu, emoțională. Uh, a, a, a inteligența emoțională, da, deoarece în, eu sunt a, destul de în uneori după job și vin în 304 ași și cumva e ca de, de, moi și din, din vii plin de așa și, -și mergi prin casă și hș, se rupt o bucată de boi, îi și e ca și vine soția ta ca un buchet de flori, care, va, a ador tine", și ne-au știu, și din de ochii ca jos și așa mai departe. Da, și atunci am învățat inteligența asta emoțională. Că și faci, când faci, cum, da, mm -hmm. prima. Știu deci, da, de asta jubilă. trebuie, tot, să-l <exh urma> Eu am făcut tot cel da, da, da. Dar au apărut din motivul familiei, din motivul relației cu soție. De exemplu, eu îmi creez vacanțele așa, eu am vacanțe personale, mm -hmm. unde mă duc singur sau la studiu sau în expediție cum ar fi Antarctica, cum ar fi Tibet, cum ar fi, nu știu, Peru, Cordillera Blanca, cum ar fi India, în care eu trebuie să fiu singur ca să mă resetez, să mă gândesc. Dar am vacanță cu soția mea în doi. Uh -huh. Doar în doi, noi mergem să ne re inviem relația. Să vorbim, măcar uneori, ori, părți ar pare că nu mai ai ce vorbi. Și atunci tu găsești, într-așa vacanță, hai să mergem, nu știu, să vedem un muzeu, de exemplu, să vedem niște locuri sau asoții sau amele, da? de exemplu. Dacă am Dacă eu nu Vreo două pe an? Patru. Eu patru, mă strădui da? patru. Da? Eu so mă strădui patru copii, patru personale, patru cu soția. Două S-ar prini, da. Ok. Da, dar cu soția este mini-break, adică am Înțeleg, fost... Da. Uneori să primesc mai multe, da, uneori eu le combin. Uh -huh. Uh -huh. Deci eu sunt inspirat din Napoleon și am vrut să merg la mormântul Napoleon, deci uh -huh. Uh -huh. am rugat-o pe soția mea dacă vreți să mă, uh, mă însoțească în Franța. Și m-am -am, însoțit în Paris, noi am avut conferința cu Abul în Paris, uh -huh. Uh -huh. noi am mers și am vizitat mormântul Napoleon uh, și noi am mai petrecut două zile în prionă și cumva e că t -t 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 combinația asta, ok, eu știu că nu i Mai mult ca atât, eu am convins o pe soția mea că să meargă în Paris cu mine. Ea nu a fost niciodată în Paris, dar așa blind, eu am alte lucruri să uh -huh. Și eu cumva am sedus-o ca ea să meargă cu mine. Nu uh -huh. că n-ar fi vrut să meargă, dar avea alte priorități spus. Uh -huh. Da, dar după asta, fiindcă este în limba rusă spus, și recomandă, formiruie tot ce Deci, sau în română, foarte importantă și este un triunghi a Nu știu uh -huh. dacă tu știi. No, da, no, no. e ca și triunghi a numește el. El tot timpul, deci uh -huh. timpul e echilateral. Deci fii tot timpul. sus e afinitatea, da? uh -huh. a, 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 dragostea, poate tot dragoste, a, a simpatia, empatie față uh -huh. de aceste persoane. În, 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 în alt colț e comunicarea și a treilea colț e relația. Uh -huh. Și atunci, cum a fost afinitatea la început? Foarte mare. Comunicare foarte mult. Stai, cum zic moldovenii, bot în bot și grăiaști. Mm. Și tot e interesant și tu pe locul vrei să-ți duci relațiile voastre foarte bune. Adică aici să nu relații, dar lucruri care le faci sunt comun. Mm -hmm. da, nu, nu, nu e relație, dar e... Activitate comun. Activități, da? Da. Mm -hmm. da. Activități. Acum, tu poți trage de triunghiul ăsta din orice punct. Adică tu poți trage... În afinitate? Sau... În afinitate. E ca când tu te îndrăgostești, tu ai nemerit în afinitate uh -huh. și te interesant, tu ai despre discuta și tu vrei să faci tot cu omul ăsta. Să te duci împreună, să aduci o caldare de apă amândoi, așa, Bă. de să nu-ți văd din Dar din altă parte, după <coughs> poți să n-ai față de omul ăsta nici o afinitate. De pildă, tu n-ai nici o simpatie față de o persoană. Așa că tot te-ai dus la o zi de naștere la o nuntă și voi cumva să ne merită alături. Uh -huh. Discutând din comunicare, tu văd că în principiu omul ăsta, Linda, tu știi că el e normal, el are niște viziuni, are niște scopuri. Da. Eu ne-am schimbat cum viziunea față fost dâns. Voi și voi luați decizia să faceți ceva împreună. Nu știu, mergeți în mini-vacanță sau să vizitați ceva sau să în viață și voi deja, nu știu, faceți un frigărui sau pe nu poate faceți... Și cu cât mai multe uh, activități. activități voi aveți comuni, cu atât afinitatea față de persoana asta crește. Nu respectiv și discuția. Da, și atunci noi într-o într, -o, într -o relație, și asta e adecvat și în cuplu, într-o relație trebuie să căutăm. Uneori, și să facem ca să avem despre discuta, ca să sărdiși nivelul dragostei. Uh -huh. Și atunci, ca vacanțele este a noastre, hai să facem o reparație. El ți-ar zici că te-ai te, te, te ușesc, dar toi să ai despre ce comunica. <laughs> toi să ai despre și pe urmă, ți-ți apare interes față de persoana asta. În, în comunicare între și svada? dar asta e comunicare. Pur și <laughs> da? simplu cum, cum, o duci. ideea, da, ideea da. că ei poate să fie destructivă. Uh -huh. Sfada, asta e, înseamnă că există o șansă. Dacă omul nu se mai sfădește, înseamnă că deja... Uh -huh. Știi cum? Când e unii direcționată, deci cineva apasă, dar asta nu mai... Uh -huh. uh, are nicio reacție. Înseamnă, prob probabil, probabil, Gata. lucrurile sunt cam sprigata. Uh -huh. Dar... Și cu cât mai des tu faci relațiile este comune, da? Uh, okay. cu atât el cu atât e mai bine, atunci apare afinitate. Ok. okay. Și atunci, okay. în, într-o într într companie, cum, cum se creează o echipă? Să fac lucruri comune, să buildinguri, building-uri, proiecte comune, uh -huh. când fiecare își pune propriul umăr. Și după asta, lucruri, oamenii sunt simpatici unul altul. Au și o comunicare, el în timp team building o văd că ăsta au trecut pentru așa și poate similare provocări, viața sau uite, dar eu nu știam, Că este, nu știu, unul dansează, de altul a fost o dată olimpiada, de altul a uh -huh. făcut, știi, și lucruri... Domnul tu ăsta deja ți, ți devine simpatic. Și că tu... Asta poți să-l tragi din moș colț. Dar Dacă nu-i și... comunicare, atunci te duci un... faci o relație. Hai să, hai să mergem într-o călătorie. Hai pe jos, hai până în pădure. Hai... contează. Uh -huh. Involuntar o să vrei să... o să trebuiască să vorbești. Uh -huh. o să să vorbești, să găsești lucruri. Dar există și o... un în punctul uh -huh. când o relație nu mai are, de care eu făcut -o, când relația nu mai are scăpare, când te deranjează lucrurile minore și simple la om Pentru uh -huh. tu la, până la un moment n-ai observat 20 de ani că el scarche în urechi și tu la un moment uh -huh. să te nervează așa de tare, că tu ești că uh -huh. 20 de ani, și tot era ok. Și tu într-un moment e că asta te deranjează. Sau nu știu, că omul clefui. Da, da. Sau că, nu știu... Și asta da. crezi cam... că gata? Eu sunt că te pe deranja lucrurile pe astea mărunte, tu deja cauți ganji, așa da, mă da, da. Dacă tu le cauți să le găsești. Noi știm mă găsi dacă căutăm. adică <laughs> sau tu te oprești instantaneu, bă, ceva nu e normal la mine, că omul să nu începe să mă. Înțelegi? <laughs> <laughs> El și toată viața lui o clefăiet. Și ceva da, da. nu e normal. Eu un pe de război. Uh -huh. Dacă eu sunt de război, eu o găsesc. Și uh -huh. atunci trebuie să te oprești. No, bine, asta sunt din inteligența și emoțională care, da. da. de exemplu, fie acasă, un, un, un case care o fac eu foarte des. Vin acasă și soția mea, blind, hai, o fuguță, că eu îi spun că am la și o răzvin și e strădui mâncarea să fie gata. Eu, soția e strădui de timp când eu sunt acasă să gătească. Nici uh -huh. nu e gătește tot timpul, dar eu când sunt acasă regional, vorbesc acum cum uh -huh. București mai mult, eu mă strădui să mănânc acasă. Și eu mă întreb la ce oră vin și eu strădui cam pe atunci să fie mâncare. gata. Și că eu uneori vin și eu, o, gata pe mâncare. Și nu ne întreb să nu. Hai că strășească, dar da. nu trebuie să mă duc la duș. Și eu e, deși eu mă duc la duș. Fiindcă dușul îți scoate ca cu mâna, e ca atât agresie asta, știi? Așa. Ai băgat un și, -și nu în duș, ai dat fierbinte la maxim, pe urmă ai dat reșe, ai făcut-o cu meditație, dacă ai, eu am de o minut jumate meditație simplă, ne mulțumesc Universului că tot e bine, că chiar dacă nu e bine, și-au pus în mai am încă două mâini, nu te doamne și una, că mai am una și tot și mai departe. Deci există pentru și să mulțumești, nu uh -huh. contează în ce stare ești. Asta sunt ritualuri, vezi? Da, dar da, tu, noi, noi, suntem compuși din ritualuri, eu acum am ușa, Asta noi intrăm cu tot în alt subiect, este uh -huh. Dar sensul e că ritualul ăsta mă ajută pe mine să scot nivel. Dacă eu am venit Agresat 100%, de la. A, și au făcut banii, au pierdut un client. Mm -hmm. o, a, diferite situații poate fi, da? da? De da, exemplu. Da. Nu, eu fac grijă la asta, și, da, eu, da, eu atunci, vin cu asta, acasă atunci Și scoate energie. Mulți duc și beau un, un pahar de vin sau o, mm -hmm. o bere. Mm -hmm. o, alcoolul, intensific. mm -hmm. alcoolul intensifică. Alcoolul intensifică a stare în care tu ești. Dacă tu ești în euforie, îți țezi și încă mai bine. Dacă tu ești în agresie, tu și devii încă mai agresiv. Și tu ai vrut să scoți, de fapt, tipă, uh -huh. de 100 de grame, muși mai dar tu... Mai tare tu te ai amplici. mai Tu cum ai băga spirit în foc. Știi? să uh -huh. tu explodează. Și atunci te duci, ai făcut duș. Nu mergi duș. Tu și 50 de... Așa zări, chiar, da? Nu așa uh -huh. Fă sport, du scoate agresia asta. Lasă-i, să buhnească din tine. Mim, eu mă scot cu duș, cu asta. Nu vreau să zic că nu reușit la 100% și sigur că mai am de lucru. Mm -hmm. Dar că eu am diminuat din impactul ăsta, asta da. Mm -hmm. Ceea că asta ține din relația mea cu familia. Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg șapte din 10 oameni care privesc podcastul ăsta nu s-a abonați. Nu în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai click și hai să fie alături din nota 2. Ne-am înțeles, da? Ai de proiecte comune. Aici o întrebare ar fi da, proiecte comune care aduc banii, ok? În familie sau în cuplu. Sau asta trebuie să fie fiecare separat, pe direcții separate. Adică ca un cuplu să lucreze la ceva și alimentează familia cu bani. Cum și... Şi... Ok. Ok. Asta Cum e... văd eu asta? Cel mai mare problemă într-o afacere, când sunt parteneri, asta e egalitate. Uh -huh. dacă cineva dintre acest cuplu e gata să iei rolul 2 conștient uh -huh. nu eu o nici tu vânzările chestia se și-o îndănească uh -huh. dar tu ești director general dar eu sub nu uh -huh. numai că ei nu mai mai poată împărțe rolurile și acasă deci e așa așa și -o în viață da? în viață da? și te dedică și așa și fix și așa mai departe riscă foarte mult, eu știu cupluri care au putut spui Să riscă foarte mult tot timpul să fie în în management? În și... Nu, în, în starea asta de business. Și acasă la cină, și când duc copiii la grădiniță, și se la matineu și vorbesc, da, așa, de așa, la zdei, la zdei. Businessul, businessul și o parajin, el mănâncă tot. Deci el consumă foarte multă energie. Și tu vrei că energia asta consumată să o scoți. Și tu investești și vrei uh -huh. să o scoți prin bani. Și da. ca tot timpul, cumva, și tu din contra trebuie să faci o colivie în care tu nu faci business. Și ca familia, pentru mine, e insul asta în care eu nu fac business. Uh -huh. Și eu ne, ne vorbim despre business, oricum foarte des, net, net, dar nimerești ne chiar în business. bate te în telefon, băți ți-a uh -huh. venit vreun mesaj face și faci altceva. Și atunci, uh, nici ni-i frică nii când amândoi acolo că bucata asta de pizza, business o să, nu acapărez, pardon, -a nu acapărez alte domenii. E acasă. Dar cred că cineva poate asta. Nu, dar vezi, tu și experiența experiență, tot cum vorbești, tu ai trecut prin asta, nu? Nu, no, soția mea a fost și nu? mea o nu, eu zic De acaparare mă refer. Adică tu și acum vorbești de business ca de un element în viață, dar la între Care 20 și 30 tu nu mă cu asta trăie intuiesc. Că alte e altă lume, poate să se gândească, bă, o, după să faci atâtea vacanțe. Eu vreau să spun că primii 12 <laughs> ani din business n-am fost și în vacanță. Uh -huh. Niciodată. Nici o dată. Pe urmă am putut să-mi permiți să mergem, avem cu partenerii ON, pe rând în vacanță. Pe urmă am prins că s-a dus în vacanță și am fost de... 9 ori într-o iarnă la munte, la schiuri, uh -huh. adică eu vinem uh, duminică, lucram de luni până miercuri, mai de zi, miercuri așezam în mașină, vorbim despre bucovial, joi, vineri, sâmbăt, eram pe traseu, uiuhu, 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 mergem de 5 ori la mare, fiindcă că au fost lipsa asta, știi, tot timpul uh -huh. omul uh, compensează. Uh, compensază. Da, da. Și asta da. e problema, că noi slăgim prea repede, că organismul se compensează și posibil că așa încă mai mult, când noi prin mare forțe, ne lepădăm de ceva, nu? Da. sunt foarte periculoase. Dar eu până la 45 până la 40 în 2 de ani n-am avut casă personal, eu am trăit numai în gazdă și deci tot timpul toți banii i-am investit în afașe, în afașe, în afașe, în afașe. Uite, și atunci, de aici apare așa o întrebare. Tu acum, evident, că privești asta dintr-o altă, de pe o altă calacol, în altă perspectivă. Da, prima întrebare este, ok, tu e ca 12 ani n-ai călătorit până la pași 2 n-ai avut casă. E someritată și atitudinea pentru ce și ai tu acum? Sau tu cu mintea de acum, atunci ai face bal altfel? Ok, bună întrebare. Eu sunt cot că sunt meritat, pe deoparte. Nu, asta e trebuie rezistent. Tu prin voință ai mers, nu? Adică, nu, prin dorință. Prin dorință? Da, da. Prin dorință. Îmi plăcea și ce fac. Dar la vârsta e când vedeai că prietenii sau colegii plecau să odihnească sau și mai gine, pleacă angajații din echipă, dar tu nu pleci? Mă... Eu am scop. Ok. Eu avem scop, okay. eu avem viziuni, eu știam și vreau, cumva. Mm -hmm. Și tu erai sigur că ajungi acolo, da? Nu, dar eram sigur că dacă nu fac asta, nu ajung. Și atunci am nu avem șansă să nu o fac. Adică asta e, asta e altă idee. Înțeleg. Uh... Bă, eu înțeleg că cum ai suficientă experiență, că dacă ai mai deschide un business, tu l-ai organiza altfel, corect? Dar pur și simplu pentru că tu ai dezvoltat deja și ai trecut prin experiența asta, că mine m-ar interesat dacă poate sunt cazuri, poate cunoști așa, oameni care s-au organizat deodată, așa, sau asta pur și simplu trebuie să trecem prin asta. Că că eu sunt că băiatul ăsta de 17 ani, pe el trăiește mult mai noi cu care am discutat, uh -huh, Cristian. Uh -huh, da. Apie că el cumva, el trece mai mulți pași uh, concomitent. Uh -huh. uh, în primul rând, ce faci el? El... Uh, și n-am făcut eu și aș face? Da. Eu tot am făcut-o, dar inconștient. Eu inconștient am cumpărat... Nu vroiam să fiu un gazdă, deoarece și uh, consideram că este un uh, risc ca pe noi să ne scoată din chirie în showroom în care noi suntem uh -huh. și atunci noi să ne pierdem foarte mulți clienți. Și atunci eu am zis că noi trebuie să avem showroom uh, propriu. Uh -huh. Și eu am investit o parte din bani care se putea investi investit în creștere, în imobile, uh -huh. în felul ăsta plătindu ni proprii linii showroom-uri. Uh -huh. uh -huh. ah, tu ca și companie luai în chirie la tine Acum, și acum eu, eu închirii la mine. Dar ideea din okay. start mm -hmm. este doar business-uri diferite fiindcă da. aici, asta e una dintre marilele păcăleli. Uh, din start eu eram închirii la cineva, da? Mm -hmm. Clar, mm -hmm. ca și toți. Și mm -hmm. atunci eu plăteam, nu știu, să zicem, 1000 de euro chirie. Da. Eu, eu am luat un credit care 30% l-am luat pentru dezvoltări circulante mm -hmm. și am plătit prima rată pentru un spațiu și am luat 70% din cota asta a imobilului. Uh -huh. nu, hai să vorbim la fix. Erau 180.000 de euro imobil. Uh -huh. Deci eu, undeva 60.000. Eu am luat circulant pentru dezvoltarea afacerii, dar nu i-am băgat în afaceri. Uh -huh. Dar am plătit. Imobilul, da? Cota mea, participarea mea între această bancă. Uh -huh. Este uh -huh. un moment foarte riscant pentru companii. Majoritatea dau faliment, deoarece banii investiționali sunt bani lungi. Toți trebuie să se întoarce în 7, 8, 10 ani de zile. Uh -huh. Dar banii scurți Aștia 60 de mii, trebuie să-i întorci într-un an de zile sau doi, că așa se dau creditele astea circulante. Ele sunt foarte, foarte scurte. Uh -huh. Și atunci, dar tu nu reușești să produci chiar cu nou magazin atâta profit. Uh -huh. Și la tine se în limba rusă, să spune, casă, răzrâi, uh -huh. deficit financiar de bani, și tu și ca să mai iei un credit ca să închizi creditul ăsta, înseamnă că ai dublu procent pe credit, firma asta tot nu te scapă, și că te duci la vale și te terminat. Dar riscul este, în cazul nostru, meritat, nu am fost destul de calculat. Profitul care noi noi l-am plătit rata asta și pe urmă eu următorii 3-4-5 ani am, în loc să plătesc chirii cuiva, plăteam pentru acest magazin. Uh -huh. Uh -huh. Asta era și la Ciocana cumva? Asta nu? era, da, vizavi a -vis de... de, 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 Milescu de, de, de Milescu pe Milescu Spătar. Nu, pe Milescu Spătar. O fost un magazin tandem la cerc pe Alec, Alec ruso, de la Ciocana. Uh -huh. Cum uh -huh. te la deal, pe mână dreaptă. Uh -huh. uh -huh. Pe urmă am cumpărat a doilea, la Milescu Spătar. Tot pardon, între uh -huh. și combinație. Și drept noi acolo avem niște bani și noi vrem să începem să ne dezvoltăm în Moscova. Deci, uh, discuția era vreo 200 de mii de euro noi avem și vrem să creștem într-o țară. Noi timp știam că trebuie să ieșim în afară Republicii Moldova, în afară Republicii Moldova. Și eu m-am dus și am trăit în Moscova 8 luni de zile și am făcut analiza pieței și am înțeles că noi acolo nu vrem. Da, era era primar? Era o leacă pe Și noi vrem o leacă străi mai liniștit. Uh -huh. Uh -huh. Până la urmă, erau și mai mari riscuri politice, asta tot a fost o decizie. Tot timpul canalul, deci noi putem să organizăm acolo o rețea de vânzare, ca să le vrem mobil la toată din Republica Moldova. Dar riscurile ca vama între Republica Moldova și Moscova să se închidă, asta era cam cu vreo 10-12 ani în urmă. Erau destul de mari, de asta uh -huh. noi n-am mai avut curajul să da. Îi duce în proiect și atunci banii ăștia au fost plătiți prima parte și am cumpărat fabrica de la Ciocana deja cu jumătate milion de euro care în era doar un etaj un jumate și pe urmă peste a mai construit costă de mii în un etaj, pe urmă încă 150 de mii în un etaj, pe urmă În 100 de mii am făcut trei amenajare a teritoriului pe s-a dus o, o, cam o investiție la 850 900 de mii de euro dar cumva din circulant și asta deși e fain fiindcă că tu dai cumva, a, cumva banii tăi nu ți doar în afaceri. Deci eu vreau asta să spun, fiindcă afacerea într-o zi poate să faliment. Uh -huh. în Orice zi, orice tip de afacere, ca băncile din Silicon Valley, care costau 200 de miliarde, uh -huh. capitalizarea uh -huh. lor, 200 de miliarde, bani vii, 20 și de miliarde. Mai nu, ars, era ok două luni în urmă, s-au dat o lege, o ars și uh -huh. atunci tot timpul faci și atunci care sunt noi canale de, 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 de profit cum îți duci tu viața și bă capul ai tu în spate, tot ăsta e o schemă trebuie să fii foarte înleantă tu trebuie să ai de pildă pe patru luni de zile să supraviețuiești cu încăsări zero câte companii au la noi ca să supraviețuiască cu da? Da. foarte foarte puține și atunci tu, ok, să rezerve trebuie să ai și da? o numită padușcă de siguranță, da? mm -hmm. sau un, un platou și de siguranță și tu de acolo scoți, dai de acolo, scoți, dai de acolo. Dar așa se întâmplă. Când a venit războiul, de exemplu, dacă noi ne aveam asta, era drastic. Da? Eu am da. intrat în, în stop total. Ok. La ce am vrut eu să ajung? La așa că băiatul, da. la 17 ani, are niște companii, el face niște bani, el nu cheltuie pe dânsul, dar el deja avea investiții pe bursă, în 33 de companii, mm -hmm. în jur de 15-20 de mii de euro. Deci mm -hmm. bănuțul lui deja lucrează. Da. Da? da? Și bănuț și care el i-a făcut, de graba să ducă copilăș, care îți facă alți bănuți la rândul lui și că în felul ăsta la tine primești snowball. În felul ăsta îți crești, 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 fiindcă dacă tu te duci doar pe linii, doar din bani care faci direcție mm -hmm. Și tu mai iei din trânși pentru, consum, din, din, pentru consumul tău curent și ei mare parte, ei nu se mai mulțesc, nu se multiplică. Uh -huh. Că banii nu se fac când se grămădesc, banii se fac când se multiplică. Uh -huh. Adică când un leu faci un leu și la anul leu și 50 faci 50%. Fac 2 lei, și tot în felul ăsta, leu ăsta peste 10 ani ajunge în 10. Da, înțeleg. Dar 30, 40. Și asta trebuie să... dacă eu aș fi știut asta mult mai degrabă. Uh -huh. Era a, a <laughs> alt fel. altfel, fiindcă eu am mers pe dreapte. Uh -huh. Da, eu tu îi da? adunam și... într-un fel, da? Uh -huh. Și îi băgam în bis. Dar trebuie să îi multiplific. Uh -huh. Și posibil că compania mea nu cea mai bun pentru multiplificare. Uh -huh. Posibil că sunt alte companii care știu să multiplici mai bine. Și atunci noi am mers pe standard, uh, da, un standard clasic. Da, înțeles. Sunt un standard clasic și ne-am dus, uh, ok, ia că știi e este, ști da? Credit. Trebuie un credit. Ha? Asta și înseamnă. De, de și, da, fiindcă asta e, asta doar e energie. Da, da. Noi putem să o luăm din trecut, da. din prezent sau din viitor. Da, da, da. Și noi în trecut nu avem acces. Okay. Trebuie, în da. prezent nou ei ne trebuie și facem noi. Luăm un credit. să la univers. Okay. și pentru creditul ăsta și eu trebuie să plătim. Când? <laughs> în viitor. <laughs> cu sănătatea noastră sau că trebuie să facem, nu știu, eu, să bem mai multă apă ca să scoatem, că oricum mm -hmm. el e natural, da, dar da. el, energia asta de undeva apare. Da, da și el da, nu da. poate să apară din moment, chiar în moment nu era. Din trecut noi nu putem nu, așa. Și atunci da. noi o luăm cumva. Îmi dă un credit. Bujăcă. dă -i -i un credit. Apoi <laughs> ies că la noi în Moldova, dacă revenim la cu ce am început noi discuție, sunt datorează tare. <laughs> Foarte mult anume prin distracție, nu? Ca asta tot credite de, de satisfacție. satisfacție da. Noi ne îndatorăm. Noi furăm viitorul propriu. Fiindcă nu, viitorul nostru poate să arate altfel, da. dacă noi timp și energie ne investim altfel. Da. Dar el nu mai arată așa. El arată, ok, minus 10, ok, minus 10. Noi luăm de la viitorul și excepțional, fantastic, formidabil, uh -huh. ca să azi. asta. e trist. Fericire nu în trist, fiindcă noi trăim cu ziua de azi, ce? Război, pandemii, dar și neștii până la cât mai trăie. La noi da, în cap da. se înregistrează niște temeri. Problema noastră, în DEO, categoric în capul nostru sunt setate. Noi suntem setați. Noi suntem setați că banii e greu de făcut. Deși da. vine făcut acasă, de ce? Că vine e acasă? Nu, de atâta, vine acasă de la fotbal. Da. Și mai mică, și peste o crască. Deși ei de ce la fotbal, ai căzut în genunchi, ai rupt pantaloni. Știi cât am mușit eu pentru pantaloni ăștia? Da, eu da. șed acolo la lucru și mușezi din neaspin, tu ai rupt pantaloni ăștia. Și a doua dimineață spunea mâncare și mănâncă tău, tu știi cât costă mâncarea asta și tot așa mai departe. De nu că te că pe geantă, că geanta asta costă bani, că noi și așa mai departe, de, că da. noi trebuie să plătim și așa. La noi în cap mama lucrează ca pierd și mult ca să facă bani. Și la noi, noi suntem setați, banii greu de făcut. Adică cum, poți să faci doar așa, să investești într-o companie și să-ți vii bani? De, adică, da. De... Noi ne suntem vinoviați că dacă, nu, nu știu, într-o zi nu începem la lucru. E că din simptomul vinovăției, mai ales la da. antreprenorii. Da. E cum eu șed așa? Păi și citești o carte, că <laughs> citit o carte, asta a toporului, că tu ai șoplit probleme. Mai ascuți toporul, nu șoplic, tu te ai te creierul ăsta, mintea asta așa sub nu mai este. O fost la tine, înainte, da, azi da. nu da. nu-i. La ies o toșit, că tu ai rezolvat diferit, au venit alt viitor, care trebuie alt tip de ascuțitură, da? da? Și ca cu unul cu zâmț, unul cu valori, unul cu lung, unui scurt, unui lat pentru cașcaval. Și metafore Și bune. Ești, că e alt tip de timpuri, au venit, sunt alt feluri. Dar dacă ne nu, băgăm... Eu tot mă duc și tot cu cuțitul și Eu te-am nu pot, ne dă două ești. Ceva nu sprinește. nu, no, așa sunt timpurile, da? Da, da, așa sunt <laughs> Înseamnă că trebuie mai repede. Băi, <laughs> poate citești o carte. Nu, 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 trebuie. dă-mi pași, nu mă încurca. Poți dacă... Poate duci la un cursuri, poate plătești un în coach. Ei, lasă că să ma numai bani și las tu nu numai tracker, numai lămurit. <laughs> Dar eu văd atitudinea asta, că oamenii nu prea vor să plătească consultanți și educație, așa e atitudine. Foarte rău. Da, uite eu tine. înțeleg de și nu vreau să plătesc, eu lea că e amestecată. Uh -huh, uh -huh. Eu lea că e amestecată în sensul că din uh, umiesc info -țăgani. Da, da. Și atunci, înfțanul a știrbit imaginea la, la educație la restul uh -huh. care sunt cu adevărat buni. Eu cum fac personal? Yeah. Simplu. Curios. Eu mă uit dacă omul este în domeniul este trăiește așa cum eu am fi vrut să trăiesc, uh -huh. dar în domeniu este. Eu aș fi vrut, eu aș învăța de la tine cum să faci Facebook. Și asta că uh -huh. eu aș fi vrut ca videourile care le-aș face eu, să aibă 25-30 de mii de vizualizări. Uh -huh. Și tu, pentru mine, eu îți plătesc, sunt gata să ți plătesc, ca eu să iau lecții și să fac și înscripții. Uh -huh. Nu contează uh -huh. că e un alt domeniu, să uh -huh. eu sunt bun. Uh -huh. da? da? Deci da, da. sau de la un bucătar care face, sau de la, nu știu, unul care îmbălă la sală și, făcut, și el îi da? făcut, Eu să-l plătesc pe dânsul. Da. Dacă, dacă el și mai ceva ca mine, <laughs> bătani, eu aș trei cărți și să slămuresc cum trebuie. mă înțelegi, Șender? Sau alții spun așa. Eu am făcut un milion de greșeli și da. eu pot să învăț cum nu trebuie, dar stai mai sunt două milioane de greșeli. Eu trebuie să fac. Adică, tot zici cum trebuie, mă înțelegi da, ce am da, vedere? Da. Eu mă uit la om, ok, sunt business. O trainer. Spune-mi cifra ta de -a face. Business training, nu, da? Nu, da, Aha. business training. Ok, cât tu faci pe lună? că eu știu, 350.000 de dolari. Ok, da. eu nu fac 350.000 de dolari. Ne puteam întâlni să vorbim asta. Tu cât faci pe lună? Nu, 2.000, 3.000. Eu n-am și învățat la 2.000, 3.000. Da? Uh -huh, uh -huh. nu, nu pot. Adică eu o să mai degradez, că eu știu cum să fac mai mult. Da, da. Nu, adică, mă înțelegi Bună în întrebare, dar e, dacă te întreb, câți bani tu poți să faci? Tu, zic, tu știi cât poți să faci? E că adică și sumă evoluatul. E spunem, într-o jumătate de an, cam și sume puteți să o faci. Între prezent care va păi Da, de deci... Și eu Na, ok, Na, Okay. bun. Eu vreau să spun alt, pot spun alt și Eu din suma care o fac, uh -huh. din suma în care o fac, o împart în patru categorii. Ok. Da. 30% eu o cheltuie pentru mine personal. Să-mi plătesc nici eu am căifuit, Că mm -hmm. Eu e, ca am făcut 20 de ani, n-am fost la mare, n-am avut casă, n-am și că eu îmi plătesc ni, dar asta și ți prănești? Eu am dat firme în credit viața mea și acum firma îmi plătește mie ratele, mă înțelegi? Da, că? da, da. Deci da. tu poți invers să joci cu credit, când tu faci fără să iei, universul tot știi să acumuleze și să-ți dă pe urmă, da. în formă de rate. Ok, prima sau în formă de dividende, dacă ai acțiuni, sau în formă, nu știu, dacă tu ai niște spații. Creditul tot nu poate să și în direcția inversă, în folos tău. Uh -huh, okay? uh -huh. A doua, reinvestesc în afaceri. Afaceri, fiind o zonă riscantă, fiind o zonă care poate să dă tot timpul deci Eu am de 300.000 <laughs> pe an. Vedeți, povestească? <laughs> am trecut minus 500.000 și tot e okay. ok. Ele fac parte din istorie. Uh -huh. Eu am investit, nu s-au prănit, s-au schimbat circumstanțele, pac-pac, și am închis. De pildă am închis Clujul. De pildă am închis magazinul din Iași. El mm -hmm. erau la limite existenței, de. dar eu am prins acum un nou trend. Eu știu care este, nu vreau să spun, deoarece eu sunt... și energie. Nu, nu, nici am. noi nu avantaj, Da, e o viziune. Uh -huh. Și noi lucrăm acolo și nu știm că suntem corecți. Noi despre asta nici nu postăm, nici nu reclamăm. Deoarece energie trebuie să Mă tine okay. despre lucruri și să spui când ele s-au realizat. E, okay. e, ca la, la anul, să anu mai vii odată. O... A... <laughs> la anul spun, că e interesant. Dar poate zic, blând bratan, că rog ce... Și dar da nu pot să nu dezvolți Clujul. Și că mm -hmm. noi ne-am băgat în Cluj, vreo 280 de mii. Ne-am băgat în Iași, vreo 240 de mii. Asta eu vorbesc mai investiții. Da. Și cam dacă ei iei cap coadă, fără costuri administrative, ele au fost cam Ce am greșit? Prea mici magazinele, pentru monomagazin. Și am făcut, am deschis în București, 2.600 de metri, magazin două ori mai mare suprafață, două ori mai scump cost și el s-a realizat și el a împușcat. Aparent, toate calculele erau bune, deci business tot timpul risc. Nu riști, tu te acasă, te uiți cum risc Și așa mai departe. Este să unde că de... Stai, 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 Business. Asta e o, o din business. Tu trebuie să riști tot timpul uh -huh. proiecte noi, în proiecte noi, în proiecte noi. Ap, apropo, eu am și formula de riscuri. Acum uh -huh. să ne întoarcem. Și tot timpul riști cu o parte din bani. Tot timpul riști, dar asta nu s-a închitit ușit. Tu o ai luat din profit, e grămădit și zici ok, un proiect nou. Uh -huh. o patru ani în urmă, fabrica de uși. Tr -ș, tr -ș, 300 de mii. Încă vreau cu un an înainte jumate de asta am făcut bucătării, da? Eu am mai povestit e sus Încă 150 de mii. Uh -huh. Și el tot sunt în permanență. De ei? Din profit. Din 30%. Deci ce, ce mai făcut, nu? A? Din, tu faci și tu da. faci. 30 cheltu eu pentru viața mea. Da. 30 eu reinvestesc în business. Unii îmi pușcă, cum îi băneasă, de exemplu, da? Da, da. Unii nu îmi pușcă. Da. Patru la rând împușcat, două nu împușcă. Sarian. Da. De există. Deci eu am uitat la, ca să-mi spun în pușcă, nu pușcă. este așa, la doi pași, o franciză făcută de câte metru în România. Și eu am citit. 320 deschis, franciză puncte noi de lucru. Fantastic. Și 112 închis. Fantastic. Fiecare a, -a închis. Da. bugetele au fost mult mai mari decât așa așa român. Și asta e normal. Deci bun, poți să dau și alte branduri moldovnești, mm -hmm. statistici, dar nu este corect, nu e brandul meu, poate mm -hmm. pot să o așa și nu vreau să le... Eu o să mai deschis. Mm -hmm. Asta e probă. În business e ca în marinărie. Orice marinar are dreptul să iasă în larg și să nu să întoarcă înapoi. Punct. Uh -huh. Am văzut asta. asta, asta da. ieșit, asta nu înseamnă că tu ai băgat 50.000 de euro în ceva și asta precis să se primească. Nu, asta e un șans că se primească. Da. Un șans să o mai mare. De exemplu, la oție, partenerul da? nostru Brașo, din Brașov, el a uh -huh. băgat 60.000 de euro și el a scos în primul an și, și a câștigat, nu știu cât. Adică, pe urmă, între doi, doi ani, l-a deschis pe un an și tu L-au deschis pe a doilea uh -huh, uh -huh. Și vă și eu a fost crăsavcic. Și după asta am trecut de război. Scârți. Deși a puțin mai sus ca ziarul. Uh -huh. Anul să se mișcă ok. Asta e business. Uh -huh. Și fiecare s -așumă, s își asumă partea lui de uh -huh. De asta 30% în business. 30% în capitalizare. Adică eu... De fapt, plătesc. Imobile, tip eu plătesc imobile. Vreau să mă bag în alte ceva acum. Uh -huh. Dar niște lucruri mai stabile. De exemplu, poți să iei niște acțiuni unor companii care să crească mai stabil, uh -huh. dar poate n-a foarte rapid. Da? Niște fonduri de construcții, de prin el vieția sau niște hârtii de valoare a țărilor. Uh -huh. Acolo deja, eu deși spun despre asta, eu am început încet, încet. Aurul tot aici intră? Posibil. Da? Uh -huh. Păi la urmă. urmă pământuri. Da. Pământul e simplu, deși, deși, poporul a de tot mai puțin și pământul este o, o de vie, pardon, tot mai mult și mai mult, da. pământul este o suprafață limitată. Și da. deci concurență pe și o și pământul să crească. Investește în pământ și 100% riscuri sunt uh -huh. poate nu e așa de lichiditate mare, nu ușor să vinde, în unele criză, el scade, dar per total în omenire el să crească. Uh -huh. Sau, nu știu, de exemplu, compania Boeing. Nu și trebuie să se întâmple Că oamenii se zboară mai puțin, Dacă oamenii să zboară mai puțini, să mai puțin, sau nu se întâmplă ceva catastrofal. Nu azi în Boeing, știi, 10 ani, toți ai cu, cu cifră mai. Asta dacă vorbim din domeniul de investiții. Și a treia parte, 10% asta să e binefaceri, trebuie să găsești unde să faci, mm -hmm. cum să faci, mm -hmm. știi? Banii, pur și simplu, au un paradox. Noi ne consumăm să-i facem. Dar există partea a doua, bani. Cum se-i Cum se-i cheltuie calitativ? Cu mai mare impact pentru societate. Tu doar nu poți cheltui toți banii. E că tu ai făcut mm. o companie. Da. E mare. 100 de milioane de dolari. Da. Tu ai filosofie că te-ți la copii. Da? că eu sunt o cot la copii o parte trebuie lăsat ca să le iești, văd 15 ani din, din, din dezvoltare. Din, din, mm. din, 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 din. Cel mai greu să i duci partea asta. Cineva zeci și cineva o 100.000, cineva o 100, milion, cineva o miliard, depinde. Pentru uh -huh. eu aș zice că la copii trebuie să le a 10 parte din ce ai avut tu. Uh -huh. Dacă ai 10 copii, să le <laughs> <laughs> da, 10 parte din ce ai avut tu, deși fiindcă lui asta e confortabil. Uh -huh. El ascultă, dacă tu vorbești de 100 de milioane, da. el aude discuții, lui eu, mai mii, Apropo, specială, eu la diferite discuții, eu au fost și la ședință la Tandem, câța, iaud, câța uh, eu aud... Câți El a început la 13 ani, smarg. Aha, uh -huh, ok. eu la 13 okay. ani am De acum e cu investor cu mine în câteva proiecte, la 14 ani. Chiar jumătate. așa? Da, 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 de acolo eu, filosofie mai special. dacă vrei să ne întoarcem. Da, uh -huh. ideea, uh -huh. Uh -huh. Uh, că el, eu, eu îmi permit și încă una, eu îmi filtrez prieteni după, știi după ce? Dacă fișor mi-ar vrea să ascultă discuția care am eu cu omul ăsta. Oh my God, ce interesant! Fiindcă el oricum de la dâns o să tragă ca gupca. Uh -huh, uh -huh. Și atunci dacă ăsta îți vine, dar l-ai văzut pe șala, le văzut și făcut cu uh -huh. bârf, cu șei, eu asta nu vreau să devii așa. Uh -huh. Tu oricum mai să din uși Și atunci și eu cu omul ăsta, cumva, mă să mă strădui, să-mi limitează uh, comunicarea Comunicare, da? cât mai, cât mai uh -huh. mult. Da? Înțelegi unde -mă, mă duc? Da. Și atunci pentru mine, și este un filtru. Da. Ok, jom celias. Šešėdė, dinkuo antrą, dar jos trimit podcast'ui, šitą ditą vin, fitnėm plaščią simplifikatę, senčiaktatę, mm -hmm. kumti jūs turistų, vritą timpus kriežti, sadušništi, valuarišti, o, oh, alies, kilties, tai jau vriotų slevs. Šešėdė, mm -hmm, šitą, mm -hmm. kam filosofiją, joms selektiάζ šį čia uh, ramuncelį. Taip, jie čia ramuncelį mėgau <laughs> su influenceriai. In Primurant piminį. Eu să-l pe dânsul și eu să-l fac pe dânsul așa, de atât că eu și cineva comunic așa. Da, da, e super. Și la direct, da, că el foarte des merge în mașină, noi avem dezbateri diferite. Unii ori permit de acasă, uneori special pun pe Grom ca el să audă cum noi dezbatem o situație în subiect, sunt plată, banca, cum trebuie să fim, cum corect să procedăm. Și asta de la 14 ani el dea mă aude. El proste... aude de la 6 ani. Uh -huh. Și atunci deși el zic a parte, fiindcă el dacă tata să faci și business de 100 de milioane, eu cred că de 10 milioane le-ar putea duce, uh -huh. deja că el cumva e confortabil cu cifrele, uh -huh. cu. Dacă, încă una dacă el asta să vrei. și el cumva e confortabil cu asta. Da, tata da. duce și business de 100 de mii, ok, îi le-aș zice și mie el confortabil. A să aibă minte, el foarte repede să crească la 100 de mii ca tata, și mai da. departe a dacă îi dai tot banii, pui povară foarte mare. Dacă tu îi dai 100 de milioane, nu ai un copil și Nu te și dau eu tot Tu ruchi. În primul rând tu zici, bratan, am de aici, tu asta. Trebuie să mă ajungi pe mine, te-am și să mă întrești. Că tu și așa dai, nu știu, pildă dai, un milion, da? lăsat un milion. Pe și așa e povară la 20 de ani. Da, un milion, de câte gadget, câte iPhone, știi? El și așa calculează. Sau câte computer gaming, sau nu știu și uh, se poate făcut. de asta cât e tăsli, ei, sau depinde în și operează. Dar trebuie să știi pe asta posibilități. Uh -huh. Iarăși poți să le dai dozat, acolo sunt diferite teme. Tu poți să le dai știu, la 18 ani 8, sumă, pe el are dreptul încă să mai falimentează dintre astea. Nu, Interes, nu dar tu dar, te interesează da. cu asta, da? Nu, noi facem investiții. Cum? Dar cum? Da? Asta e, inevitabil. asta e un proiect care mă așteaptă. Uh -huh. Noi să punem cum noi facem acum. Uh -huh. Că parcă e și drept și nu-i drept, știi? Dar am să asta spun cum faci. Acum. Omul are patru copii, de exemplu. Da. Are 10 milioane, de exemplu. O dată la fiecare copil cu 2 milioane. Rămas și faci, da. ce faci cât mai calitativ pentru societate? E, hrăjou, e foarte greu să tochești 6 milioane și primești, că de la tăti care le tochet. Poți să tochești un milion, să-mi luat, nu știu, un Bugatti, uh -huh, uh -huh. luat, nu, dar tot să înțelegi că bugat și din garaj și să-l vinzi, tu poți să-l închiriezi pe o săptămână și să-ți dai 100 de și ia ca e fix același bugat. Da? Iahtă, deja te să înțeles că asta nu e convenabil, fiindcă tot timpul apar mai noi și ești ca un loc

Că și poți să iei o decizie, a dă-ți câte două și, -a, și -a. Le, îi pui presiune pentru și Da. Ladnă, din șest, zici, băi, dar și nu știi cum s-a dus și viața, două le pun deoparte, ok, două le patru rămas. E ca patru au rămas. Da. Tu le-ai făcut, cu mânuțile este, n-ai dormit nopțile. Te-ai sfădit cu bănci, cu, cu ași, care au vrut să iei și demonstrare la client că tu pe adevărat îi meriți că tu munșiaști. Uh -huh. Mai că Măcar uh -huh. dacă Facebook arată că nu munșiaști. Da. Tu te gândești chiar când ești în vacanță. Da. Cum să faci nou, cum să vii la un podcast, să te mai vadi uh -huh. vadă cineva. Păi zic, băi, de întrezi de poate fac cu dânsul un business. Da, pot să ard, dar pot să mă mulțesc la doi, da. 2, la da. 3 și atunci asta tot e muncă. Că tu ai tu ai băgat doar energie. Ce faci cu dânsul? Cum îi cheltui? Și te gândești că nu știi. Uh -huh. la un bun, nu știu, de exemplu eu sunt cântat cum un părinte din uh, România face fântâni în Africa uh -huh. 5.000 de dolari o fântână aproximativ de la 1.000 până la 2.000 de oameni a să de la fântână și ia apă uh, azi distanța medie de până la o fântână în Africa 12.38 km Normal mult. pentru viața ar trei. 3 Normal, asta închipui să tu te duci după apă, 3 km. Uh -huh. Asta e capes. Uh -huh. Normal pentru dânsă ar fi. Dacă noi să mulțim, ap trebuie de, de 9 ori mai multe fântâni decât sunt azi. Mm uh -huh. 5.000 de euro. Și tu știi că 2.000 de copii? Biau apă. Beau da. apă știu, și tu mulți dintre moară. Și ca asta i tema. Ok, eu ar face 100 de fântâni. Nu înțelegi? Deci, da. Uf, da. Și ca, pac, e un proiect alt proiect, nu știu, tuberculoz, alt proiect. Și diferi. Și că banii merită așa cheltuiți. Ia eu sucot că îi merită. Numai că deja din ce e consumat, dar care, care e mai important dintre e ca da. ista, Asta da? e prima deci... întrebare care ne-a apărut. Deși în Africa, dar nu în România sau nu în Moldova. Deci să nu investești în propria țară. Cum mai faci și diferență? Ai luat numai și un credit? Da, nu, eu te mai ăsta l-am luat și trebuie să-l consum, că pune penalitate dacă nu-l consum. Cred că este aici că faci reclamă. Și... Apropo, credit energetic, și naturale. Natural credit energetic, da. da. Dar uneori avem nevoie de credit. Da? Da, și uneori, bam, dar trebuie să știm că pe urmă plătim. Da facem mai multe mișcări sau uh, bem mai multă apă sau cumva. Eu te-am ascultat pe tine și am înțeles că de ultima dată când noi ne-am văzut, că ai deschis Iașiul și Clujul cam un an în urmă. Uh, uh, cam așa După pandemie, dar înainte de război. Uh -huh. Un an înainte, doi ani deja. Doi, mm -hmm. doi, ani, doi, ani, 100% că a fost ea și doi ani a fost clar. Experiențele noastre sunt enorm de diferite. Tu în anul ăsta, practic, ai învățat niște lecții care costă aproape jumătate de milion de nu, euro. Nu, eu tot timpul le am. Adică nu-ți fac grijă. El <laughs> da? este timp cu mine. Da, da, da. Deci toată viața eu învăț. Eu ți-am promis că îți spun de și eu așa cred. Mm -hmm. Și eu cred că știu cum să ajungi la milion. Mm -hmm. Și înainte nu știam. Де пилда. Та е интересант. Де пилда, той е нещи бани. 30 000 евро. Да. Що я вре да си фащи? 1 милион. Бани. Той е 30 000 време е много. Кумър трябвай, дупа парерия ми, да се процедеза. Той трябвай да се тестия ми. А врео 7 идеи. Той тестия према идея. Testează a doua idee, a 3 idee, a patra, cinci, a cincea, șase, a șasea, a șapte. Da. Asta e fix așa cum tu la șapte frunze și le arunca pe râu. Da. Și tu tu să observi, din șapte frunze pe râu, vă treia să iei la vale foarte, foarte repede. Da. Cumva parcă și singuri, Dacă careva a să înceapă învârti în jurul ei, da. de careva unde să o bată la mal, careva să margă de cu boțuri, să se întoarcă pe o parte pe altă și mai departe. Sensul e că noi investim câte mii de euro în fiecare dintre astea. Da. Și noi să vedem că careva din trânsle parcă singurii merg, singurii spornesc. Uh -huh. Dacă Dar careva n-a Și atunci dacă noi am investit în șapte, după probabilitate cam am în vreo tri, uh -huh. a să iasă. A a iasă. alimentează precis, da? Noi între astea nu mai investim. Uh -huh. Și luăm cine a rămas. Am înțeles. În Și luăm și băgăm. 23. vreo șase două rezerve. Fie câteva <laughs> șase în fiecare proiect dintre interes. Mm -hmm. Ne lăsăm iar, dacă și mai avem să mai facem un crug. Nu dăm tet. Da? adică da, din, da. din, 23 eu ne-am dat două la dintr-o parte. Lăsăm câte șase mii. Avem cinci mii, lăsăm departe. Da, da. Lăsăm șase mii și băgăm șase în fiecare dintre astea. Un, doi, trei. Și dintre astea să cu una dintre astea, de să o startează. Și, și tu ai băgat 60 de mii? Și tu într-un an de zile? tu faci x într-unul dintre aceste proiecte, tu cu 6.000 faci 60. Și uh -huh. Și că tu ai făcut sută de mii. Pasul 2. Asta e Dar nu e așa că eu pun aici 30 de mii și peste două luni am milionul. Nu există formule mai simple. Problema este <laughs> timpul noi vorbim despre probabilități și posibil că ceva, niște uși se închid, altele se deschid. Uh -huh. Și noi nu putem. Eu am de pe... sunt niște băieți care... eu mă duc în America să fac asta. Dar uh -huh. Doar uh -huh. nu știi ce să da. Testează. Poate să ai noroc și să mergi din prima. Din păcate, după probabilitate, mai degrabă că n-ai să ai noroc. Eu am fost norocos că prima afacere a fost pozitivă. Și a doua. mers tot ce din, păcate, din păcate, Prima pozitivă și a doua mega Dar uh -huh. inspirat de prima că a mers, cangard, de euro. Cangard. Dar în felul lui ăsta, cu suta asta de mit, tu iar faci startup. Fiindcă că da. iar, iar faci startup. Și în azi, alte idei cu tatu? Nu, poți, sută în asta. Da, Dar tu în, în cadrul la proiectul tău, mm -hmm. ai 3-4 idei pe care poți să te dezvolți. Nu ai o singură idee. Da. Și te timpul investești în idei în care ți-au adus bani cel mai mult. Okay. Adică noi aveam 1, 2, 3, 4, 5, ca asta sunt ideile și ca note. Da. Noi nu mai investim. Majoritatea ce fac? Ei, asta 1, 2, hai să o investiți și o investi și -o pe asta. Uite-o! Uh -huh. Nu îți merge. Investești numai în 4 în 5. Uh -huh. investește Investești numai aici. Posibil că și asta undeva. Dar investește în cei de unde deja ți-au adus bani. Dar într sunt alte idei, că ele uh -huh. se ramifică, da? Deci da, da. sunt neșază alte neșază idei. Ele cumva, nu? Neșează. Băi, poate mă duc în B2B, poate mă duc în B2C, sau mă duc pe influencer, de pe da, da, privei, da, voi. da, Sau da. mă duc că rezvând produsul online, sau mă duc la magazine, la marketplace-uri să mă duc, sau șa -șa, 5, 6, 7 idei, iar. Da. Ok, să ieși în șmii, să ieși în șmii, să Deja ai buget. Vă două, trei să vezi că prinde, parcă. Parcă ei singuri încep să te sune, parcă nu știu cum lucrurile se aliniază. Parcă ei te-au sunat și te-au de ridicat receptor. Dar așa te o sunat și tu te a mântuit Sau așa te o sunat și te ne-ai redus în E ca parcă universul îți aruncă niște semne. E ca așa nu se întâmplă. Și tu te chinui, dar unde le merg ușor? că trebuie de dus acolo unde merge. Știi? Unde merge? Unde este marjă? Și la tine iar, ai băgat aici 5.000, ai, ai băgat 5.000, iar 5.000. Și tu dintr-o 100.000, 50.000 le-ai băgat. Vreo 4-5, n-a să prinea. Deci, că ai făcut echipă, ai dat cuiva salariu, ai făcut un landing page, ai încercat să testezi ideea asta ta. Da. Și din vreo 7, 8, iar încercări, vreo 3, 4, îți chiar să încerci. Și acolo unde se prinește? Mai dai câte 15.000 deja. Deja când dai 15.000 și faci X10, te duci la 200.000. Deja bugetul tău e 200.000. Și în felul ăsta tu ardiști stăfșele tu te îngustezi numai în sectorul unde e cel mai profitabil și unde ți îți dă cel mai bine. Dar și mărind cifra între așa la știm. Pentru că dacă tu ai să rămâi la 1000 de euro, asta ți fi plat. Dar înțelegi? Da, da, sigur că înțeleg. tu, tot timpul în nișa așa găsești de compoziție faci da. la business. Din, și nu? Și tu tinișezi. Tare tinișezi. Tare tinișezi. Tu, tu în de expert. Ca să din ca tine nu-ți bagă nimeni, Și Și tu Și că, Și acolo, acolo să bagi tăți bani. E că nu mă niște, nu mă nișe. Și până la urmă, tu te nișezi făcând un produs, fiindcă tu judești ca antreprenor și așa trebuie să judești. Că tu ești antreprenor. Antreprenor, tot timpul trebuie să neșezi. Mm -hmm. Investorul, tot timpul trebuie să să facă de compoziții, să aibă bani în cât mai multe nișe, mm -hmm. da? să dispersează deoarece el faci platou care nu este riscant, care da. el se menține și nu s-a întâmplat, da? De pildă am uh, fabrică de uh, pui da. și de ouă pe de parte și asta în uh, criză crește cel mai mult, da? da. Și, și scade cel mai mult imobiliarele, cel mai tare scade. Și tuci tu ai și aici și aici. Și atunci tu ești în timpul echilibrat. Uh -huh, uh -huh. Tu nu, te, nu te calbasești. Ok. Abia ca în fiul lui isa, când tu te duci, e care? Simplu. De aici scoatem câteva legi. spui cât mai mult stăvi. Da. Ca un fel de casino. Da. Să ții cât mai mult timp în joc. Da? Pe de da, altă parte. Când da. Cât vin o dată și o dată schiși jackpot -ul. Cât Am mai să... mult timp în Carta joc. Dacă tu te-ai da? La, uh -huh. zero, uh -huh. 4, 5, la zero, dacă tu te-ai înmulțit 45 ani la zero, de la 45 ani, la tandem, știi că nu a fost. 12 12. 12 ani. Și a fost se numește efect da? Adică, pam, la 12 ani. Și apă doilea a fost, pam, la 17 ani. Deci noi am avut două explozii. La 12 ani de zile, pe linie dreaptă, pe linie dreaptă, pe linie dreaptă. Dar nu știam toate poveștile astea. Trebuie mai repede. Mă înțelegi? da, da. Că să te duci, că noi investim în tăti șapte, hai las ca să le scoatem. Uite-le, Dumnezeu, cu 4. acele patru. Da. Să te disfocusezi, bagă energie în și bun. Și aveți Adică te duci repede, acolo ei sunt... Semne. De asta eu ușor închid proiectul de 300 de mii. la mine un proiect investițional azi de 300 de în înțeleg. mediu. De euro? De euro, da. Adică eu când fac un proiect, cel eu mai jos 300 de mii nu analizez. Uh -huh. nu, e eficient. Și atunci eu fac, de pildă, 3-4 ani de zile, uh, cam vreo șapte investiții de 300 de da? mii. Oh my God, ce 300 de 300 de nu, nu, vorbim doar despre cifre, nu s-a schimbat nimic. Da. Ceea din 300 de mii, tu ești, gata, tu ești, gata, să pierzi un milion de anii da? No, ești eu, eu nu sunt pai... gata, eu îi pierd. <laughs> <laughs> A fi ca de și de pildă, eu n-aș vrea tu și în mașină când eu știu cu <laughs> Tu te gândești la cât ai pierzi, în loc să te gândești la cât ai să Tu și ei nu îi împrumuți, tu ei uh -huh. din câștig. Și tu conștient asta faci, tu conștient știi, da, dar tu pierzi un milion, de exemplu, dar tu mai ai trei stefi care lucrează. Da. Nu, dacă tu te-am pierdut șapte și înseamnă că ceva trebuie să te oprești. Mm -hmm. Trebuie să duci pe India undeva, să zici, pe mm ceva, -hmm. că tu, tu nu-mi dai nicio idee. Să dormi cu buhaie. Să dormi cu buhaie, <gută> mă înțelegi? Să curăț karma. <gută> da. Adică fiindcă undeva... Deci din șapte idei, măcar ceva ar trebui să-mi puște. Da. Adică după da. probabilitate noi vorbim. Mm -hmm. Posibil că șapte în rând și fail, 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 fail. Da, asta te pune pe gânduri. Da. Poate e timpul să te oprești, să ieși din afaceri. Că nu înseamnă că nu prinzi trendul, nu prinzi valul. Da. Dar din șapte, probabil, că una, două, să iasă. Și ca și ei una, două, o să dă profit. Stai că trebuie să diminui tot. Pe să trebuie să mai... mai mult, da? Să mai torni, știi, ca să explodeze. Mm uh -hmm. -huh. După urmă, vezi și inii că să se investești, ca el să explodeze, da. Să de, uh, uite, tu ai zis primul uh, salt la 12 ani Acum mă interesează voința Cum să o antrenez Pentru că în 2-3 ani începe a apare multe dubii Iarăși e chestia cu energie și cu oamenii care te înconjoară Dar Bună asta până la urmă ține de rezistența ta personală Cum să i duci voința asta să ai răbdare Și gândirea asta strategică Înțelegi? Foarte ani, bine. vorbim despre ikigai noi ar despre Ikigai. Asta e voința. Fiindcă și spun de ce. e cuprins între patru sfere, nu? Da, 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 da. Prima din trâns e ce ce-ți place. Da. A doua din trâns e ce ce-ți Da. Noi alții spun ce-ți sprinești, alții ce-ți a de la Dumnezeu și, mm -hmm. și ce-ți primește? A patra asta trebuie la oameni. Da, necesitatea, tipă, da? La oameni trebuie. Da. Oamenii au nevoie de asta, necesitate. Da. Așinșile este că tu din asta faci bani. Da. Adică tu faci bani. Tu Oamenii sunt gata să-ți plătească pentru necesitate că tu le copii pe necesitate. Apoi da. iată, deși este i ikigai și deși noi vorbim despre uh, expert în domeniu. expert în domeniu se formează în timp de 10.000 de, de ore. 5 da? uh -huh. ani. Ești 10, 10, da. Bravo, nota da. 2. Da. Deși, da, îți spun, tu ai luat... Uh, Poți să iei telefon și vezi deși nota 2 Hai, hetero? te 10.000 okay. de ore? 10.000 de ore. Da, bai. Împărțăm la 48 de săptămâni. Nu, no, tu da, așa, 48 de săptămâni, mai gine așa. 48 da, de 208, săptămâni. 8, da, da. la 5 zile, da, ai luat? Câte mm -hmm. 8 ore. Stai, leac, avem 10.000 de ore. 10.000 de ore, da. Eu le împart la... La 8 ore. Asta e pizza. Uh -huh, la 8. Asta sunt 1250 de zile. De parte la 5. Nu, 5 zile pe săptămână. Da? Da, sunt 250. Și împarte la 48. 5 ani. 5 Bravo, nota 2. De atâta că tu judești ca un boșoroc. <laughs> Acum... <laughs> Acum fă altă matematică. Yeah. Dacă asta e pasiunea ta, cât uh -huh. pe zi tu ești gata să te cu asta? Puneți și clar. Puneți și mie. Da. Câte ori pe zi? E ca Beatles. Eu Eu practic, nu a început a cânta pe rost. 16. Ro 16. Îmi pare că la 16. El a început când să fac Noastă dimineața. Asta e 2 ani jumate. În parte la 16, hai că tu doar știi. Nu, nu dar pe eu, e de două ori mai mult, doi ani jumătate. Hai, mă, împart 10.000, și Lenu ăsta. Dar <laughs> eu Ia să vedem dacă ai dreptate. În partea, ca așa, lumea nu faci calcule. Dar asta e hirnea, ei, zic așa. Uh -huh. el, nu, el nu a văzut ideea până la urmă. Nu da. a făcut calcul. Nu, da. despre da. Hai, bun, bun, parte la 16, ok. Egal. Cât ai? 620. Și în parte la câte zile are săptămâna? 5. De la mine are 7. Ok, împart la 7. Ești de acord cu mine? 89 de săptămâni. parte la 48. În parte la 48. E 1,8. 8, dar nu-i doi jumătate. Tu numai mai mai câștigat 9, 8, 7 luni. De ce? Fiind tu lucrași și înși. asta, când e pasiune, tu faci asta tot timpul. Uh Dacă -huh, uh -huh. băiatul și de ieri, de 17 ani, când spunea, deci mama să vine și o roagă să doarmă. Că el lucrează, el citește cărți, el citește 100 cărți pe an. Okay. că el e în pasiunea lui, de a, de a investi, de a bam, bam, bam. Respectiv, ți trebuie un an 7 luni, ca o în an 8 luni, ca să devii expert. expert. Dar asta cu condiție, că 16 ore... Asta cu condiție, că, zi... că ție asta îți place. Ok. Uh -huh. Nu șezi, pe poți și la lecții, dar să te gândești cum să faci un procesul ca acolo, da. sau un proces. Da, da. Sau te gândești la până de vânză. Mai mult că te tine asta te motivează și să aduci energie. Pe noi ne motivează rezultatul și dacă asta da. iese, da. Și dacă lumea să mai zice, blin, ce clasă, vă mersi, că m-ai ajutat, și nu ați încă și niște leuți. Da. Asta inevitabil va fi succes. Da. Apoi că eu am fost în filmul ăsta. Involuntar. nu îmi place și fac. nu îmi place antreprenoriat mă cred că e greu, te trădează uh -huh. foști directori fac firme uh -huh. copii păst fug cu baza de date uh -huh. uh, oamenii care îți duc uneori în concediu de maternitate, îți duc la direct la și care au fost director și el încă primește salarii la tine, da. dar din partea și ei îți cheamă clienți tâi lucrurile sunt capiți și interesante, dar tu când intri în ring, dacă nu-ți place să iei în bot uh -huh. nu te duci acolo ca să dai ai văzut și tu video și ala, ea dirjau tebea cu roche, n-ai văzut? Nu, 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 când îți vine la antrenament, zic, băi, și clasă nu a fost, așa nu văd două, nici nu le-am văzut, e ca una de sprășunețiu. Eu nu mă bag acolo. eu nu, ai fune eu, eu intră în bălină, am avut o situație, băi, ca piață, așa ia. Și eu pe neașteptate și m-am s-a rămnit așa de obosit, nici nu puteam merge, ca piață, zic, clasă. Înțelegi? Da, înțelegi. Noi suntem să adău mazohiști. Da, 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 înțeleg. Ca, ca boxer, boxer doar nu se duce în ring să dă în bot. Mm -hmm. Hai să ne înțelegem, no, da. noi nu trebuie să bășească să-l privim. El se duce, mm -hmm. să aibă, să pare să facă un wow, să facă un safe acolo, nu știu cum se numesc, un apercoturi, mm -hmm. da? Dar el o că că el a transpirat, că el a dat energie, o degajat. El... Asta e caiful lui. Prănești și te... din proces. Asta așa nu este noastră, tot, da? da? Pe mm -hmm. noi în afaceri, e dacă ți-ți place, dacă tu te vii în afaceri să faci bani, Bratoc, e cască, dar. Că uh -huh. e și în nas, adică e simplu. Uh -huh. uh, ok. Și atunci, pentru tine, când tu faci ce și îți place, asta e viața ta. Da, dar tu pui picon mult, cumva, și nu? Mult. Nu, spre exemplu, poate și bă, relație cu cu familia, cu, nu știu, cu propria familie, cu prietenii, tu, ca bucățele din pizza care sunt, dedicându-te șapte prieteni zile pe săptămână. Prietenii în momentul și -a la divină și care fac afași, uh -huh. Care te ajută pe tine, tu când stai și tu voi grizi despre afaceri, hai împreună, hai na, hai și... Noi toți eram aici. Uh -huh, și deci, uh -huh. prietenii mei atunci erau doar despre afaceri. Eu nu aveam prieteni uh -huh. duhovniș. nu mă interesau duhovnici atunci. Mă înțelegi? Unde Trebuie și tare selectiv la oameni, așa asta. Trebuie și Scopul e mare, tu, tu, tu trăiești doar. Tu, tu, tot ești un singur scop. Și tu fii acasă, soția uh -huh. soție, dacă te iubești tare, că la început te iubești tare. Apoi tu îi povestești despre afaceri și ei, că tot e interesant. Da. Când arău și ala și ne e povestești, glavne tu zgrăiești. Dacă el greiești, <laughs> el e normal. Ne. <laughs> Înțelegi că e da, da. Și atunci tu Înțeleg. involuntar, tot în jurul tău, e afașer, e i e afașer. Tu gândești afașer, citești afașer, mănânci face, te uiți la film afașer. Înțelegi da. și noi la melodramă. Dar pe eu fix asta fășem și eu la un moment dat, adică eu am întâmplat și comentarii de genul că asta nu e prea sănătos numai asta să asta e bine, de ce să nu le ascult? Mai trimite un comentariu, da, serios, da, de -și... Mai cheltuiești energia și acolo. Trebuie să cu viața lui, deși asta în viața noastră. E corect sau nu e corect? Eu știți și fac, îi asta. Eu dacă nu mă interesează, ok. Nu, dar tu ești de acord că cu așa stil de viață nu te pot duce așa stil de, stil și de viață? Une, dacă tu știi un stil de viață care e corect? Nu adică tu te duci și patul procurs, știi patul procurs din literatură? Da. Patul procurs, te oameni oameni și așa, și dacă ei erau mai scurți, îi uh -huh. Da, dar dacă erau mai lungi, plăteau o leagă de aici și o de aici. Și da. ea ca, tot e un standard. Nu există standard în viața noastră. Uh -huh. Noi suntem toți diferiți. avem vis, dorință. Și asta e ciot, că noi suntem toți diferiți. Find că viața, ca și flori, chipul, ca și ea, toți firis, fix unul ca unul. Da. Ei nu mai au niciun cai, fiindcă toți strandafiriți diferiți au mirosuri diferite. Eu au știu, nu diferite. Capet Și asta e ca peci și clasă. Ideea e că noi suntem le noștri, ne căutăm, dar care e viața noastră cu adevărat? Uh -huh. Câte ori ne-mi place să lucrez pe ziua? Câte ori ne-mi să lucrez pe ziua? ne tot vremea să fac ceva. Ok, să, să fac ceva, dar ceva la și. Uh -huh. Ok, ceva ușa la și anume. Da, Ceva poate să fie, nu știu, să scrii cărți. Da, da, da Să da. faci cifre pentru unul. Da. Pentru altul îți plămâdească pâinea, trei joa și fotbal a patru le facă podcasturi, a cinci le -ți vorbească. Nu uh -huh. mi place să vorbesc. Știi cum mă întreba? Da, bă, la atâția bani, că nici nu cât de mult vorbești. Ai timp. Că asta e problema. Fiindcă tu te gândești cu și faci bani. Ne oamenii uh -huh. fericiți, posibil, că o să fie oameni de succes. Uh -huh. Oamenii de succes, din păcate, probabil că niciodată nu o să mai fi fericiți. Paradigma, dacă tu fugi după fericire, uh -huh bani îți vii la tine. fericirea ta e să faci mai mulți oameni fericiți prin produs, prin podcast, prin comunicări. Da. Și atunci tu ești împlinit și când te împli ca să ei cei din jur, cu cei și tu ești plin. Fericire, bunătate și așa mai departe. Dar dacă tu te fugărești după succes, tu să încerci a tăie colțul. Tu pe unul ai să-l chidăniești undeva, fiindcă tu, tu ai strage o gheală mai tare peste tine și așa la zi din pat. Mm -hmm. Și tot așa mai departe. Și, și posibil că pe urmă tu ai să ai așa bani în mână, dar da, oamenii în jur nu. Da? da, oamenii nu... Tu, doar știi cum ai făcut banii ăștia. Tu, pe urma tu... Și atunci când noi ne fugărim după bani, uh -huh. nu pierdem fericire. Fiindcă în proces foarte mult contează. Uite-te, da, yes, am două întrebări. Și prima, ies tu uh, strategia de merge pe capete nu o și nu aplici. Da? Nu folosesc, nu aplic, da, nu, nu, nu raculez nu fac de asta eh, cum zici hântuială de la uh -huh. oameni din alte firme interzic la nis fac uh -huh. nu, uh -huh. niciodată și a doua dar cum să trăiești din fericire? Fericire e un stai nu, dar tu ai zis -ai că trebuie să iubești și să place și cumva dacă pui la nu, bază nu, trebuie găsești Stai, stai, tu nu poți să te impui să iubești. noi ne ducem în alt. Uh -huh. Trebuie să iubești ce ești place. Ni uh -huh. Trebuie să consumi ca să găsești ce ești place. Uh -huh. Și în domeniul ăsta să te gândești. Să vezi dacă asta ți-ai dat, că lui place și să fac ceva, dar nu pe ei sprinești. Da? Dacă da, da, da. Stă, Trebuie să mă întreg pe să văd, vă place cum eu fac, știi? Adică, da. de, 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 pildă. Eu am fost la niște oameni în sat, uh -huh. În care îi capește lor și le place să facă jin și prin să servească pe uh -huh. Dar eu caut momentul când pot să mă întorc și să-l văr sub gard, că el mă aciditează, că el categorie. mă înțelegi ce-am da, da, da. dacă el ar fi, ar deschis, sigur nu pot să-l super pe om, că eu nu i coach lui. Da. Dar dacă pe dânsul l-a interesat cu adevărat, dacă lui asta îi sprinești cineva din drugii lui, totuși ar spune, băi, vezi că e leoarcă, știi? Da. Deci trebuie să mai vezi cum se Știi că sunt unele femei care fac borș și el te timpul e fantastic borș. Și el cumva e de la Dumnezeu. Dar sunt altele care el faci, și că tot faci după formulă, tăiat, și <laughs> razmier, ștanghel, circul, dar nu sprânești. Înțeleg. Pentru că noi trebuie să ne căutăm unii sprânia, și ne-i dat. Nu? La toți ne-i dat ceva. Unul e mai mușchios, altul e mai mintios. A treilea are un miros mai special, a patrulea gustă, uh -huh. a cincilea. Gust, mai tactil, mai, mai sufletist. Unul spune două vorbe și îl motivează pe altul. Dar treilea, nu știu, l-a ascultat, nu a un cuvânt și -a și -a început a și început așa iertare. Deci noi suntem diferiți, dotat diferiți și noi trebuie să căutăm și nou unii dat. Nu deja bun dat, fiindcă asta undeva e și misiunea noastră. Ca noi să ne să dușim ce și noi suntem pentru a îmbunătăți lumea în care uh -huh, noi uh -huh. asta, asta, vezi că noi când spunem, ni-i dat, ni dat de la cineva, da? Uh -huh, adică uh -huh. de la creator, cumva. Noi suntem creați într-un fel oricare și atunci tu dacă ai, nu știu, dacă ai un șocan, cumva, cred că el e menit ca să bat țintii. Tu da. dacă ai un gupt sau cum le spune, uh -huh. nu știu, românesc nu știu, da. 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 Dar Mai barna. multe denumiri de da. ne-au venit în cap chiar pe din cum ar fi la, la sud și așa mai <laughs> departe. Asta le am învățat la like, Chișinău un an de studenței. Apoi că el cred că are misiunea să taie da, ceva da. sau să țină ceva. Da? Adică și fiecare din, din instrumente are o misiune. Fix așa și noi avem. Fiecare din noi și atunci noi trebuie să ne analizăm. Și nouă ne place. Dar cum te analizezi ce îți place? Te uiți ce îți dă energie. Cu cât mai mult faci, cu atât mai mult energie îți dă. Pentru ce tu ești gata să plătești ca să faci? Că cu el place să joace fotbal? Într-adevăr da. îți duci, cumpări echipament, îți duci, nu știu unde, la buicani sau în altă parte, trăiești în cealaltă parte a orașului, uh, să chinuie, să uh, plătești sala, mai rupi un cior, mai julește, dar e că el, lui asta îi place să facă. Da? Mm -hmm. Și atunci, mm -hmm. dacă lui încă și i dat asta, să că cum aduce el bunătate la oameni. Sau el poate fi un antrenor foarte bun, sau el poate să fie, nu știu, să joace bine, el să dea bine pe, pentru public, da? Sau... Și ca dacă tu ești un antrenor bun, sigur că părinții să-ți plătească și tu ai să ai. Și asta tu poți să o faci veșnic. Și tu te gândești cum poți să devii cel mai bun antrenor și așa mai departe. Ok? pare Deci eu știu antrenori de fotbal, nu știu, dar știu antrenori de tenis care au 100.000 de dolari uh, profit net pe lună moldoveni. Punct. Punct, da. Da, o de Asta ți parcă crede că asta deloc nu e dezvoltată în piață, da? Nu, numai că nu e Moldova. Uite, asta e întrebarea urma. De exemplu, eu am identificat și ne și, dar piața e prea mică. Și asta e problema Moldovei. Nu, asta e problema ta. Da, de ce? Că tu vezi Moldova ca un teritoriu unde te activa. putea Și toată lumea ți-a aparține. Deci trebuie să ai curajul eu să... Eu n-am nu trebuie nic. Da, trebuie... <laughs> eu n-am zis că trebuie. Tu, asta tu, tu pui, trebuie asta să răm și. Da, da, da. Gardul mm-hmm. că noi să mergem pe aici. mm -hmm. Băiatul șepi, și al de ieri, de 17 ani, care trăiește în Republica Moldova, el mm-hmm. judică în dolari, deoarece piața pe care el se vinde cel mai mult, este piața americană. mm -hmm. Și el zice, mm-hmm. eu mă duc la restaurant, el are 17 ani, tot viața trăie în Moldova, zice, eu am 17 ani. El 17 ani are și el spune -aș da, așa. Da. Eu când mă duc la restaurant, împart în dolari și așa, mi-mi pare că e de puțin tot costă. El judic în dolari, niciodată nu a fost în America. Nu știu dacă nu a fost niciodată. Trăiește de bază în Moldova, clasa 11 mm -hmm. și încă și așa mai departe. Deci ești el de vinde produsul lui în America. Deși da, în de tu îl vinzi în Moldova. Dar pe, tu ai zis că trebuie să aduci un impact în societate. Trebuie. Eu nu am zis că trebuie. Tu ai zis că prinești de asta plășere. Eu vreau asta să fac. Ah, ok. Tu înțelegi okay. cum tu numai bagi cuvântul trebuie, tu nu mai poți prin plășere. Uh -huh. Asta e obligație. Tu te-ai antrenat să scoți, să elimini cuvântul ăsta din gândire eu sau nu? Eu am zis că eu îl scoat, eu îl observ la tine. <laughs> Tenind-i mine, da? da. da? Uneori, uneori trebuie, fiindcă când se termină motivația, uh -huh. când se termină bună starea, când se termină nu uh, știu, energie, uh -huh. apoi noi trebuie să ne trezăm din pat, să mergem la job, deoarece avem responsabilitate. Că noi în momentul acela nu mai trăim pentru noi, noi trăim pentru cineva. Uh -huh. pentru copii, pentru angajați, pentru societate. Și uneori în viață vine perioada când trebuie. Când tu nu vrei nic, când toate motoarele zic: ateli, nu pot, nu vreau, uh -huh. ni lene." Uh -huh. Atot tre trezești cafea nic ăla din pat, ți-a făcut un duș rește berberit sau ți-a făcut coafură, te ștergi cu un, prosop, sau te-ai până la Nistru, te -ai scaldat, ai făcut un cross 3 km, ți-ai băgat o leac de energie în tine și continui drumul deoarece tu ești o sursă de inspirație pentru cei de aproape, pentru copii, pentru angajați și tu nu, e că în momentul ăștia în limba rusă numești ciufsta dolgă, uh -huh. da? Datoria față de... Da. Într-un da. moment ei te-au inspirat și atunci în momentul, tu să fii stană de piatră, să nu cedezi în momentul ăsta. Uneori, Momentele astea sunt. Apoi da, în momentele și ele trebuie. Asta e datoria față de părinți. Ok. Ei, okay. Da, deci Eu am impresia că la noi 90% din societate e în așa stare. În care? În care trebuie trebu, <laughs> să rădișe da... și să schimbi convingerile modul de trai, tradițiile. Nu trebuie, asta nu? Nu, trebuie, nu trebuie. Nu? Nu. Nu. Este nu. să vrei, da, vrei, nu. Asta e ok. Nu, dar dacă ni, <coughs> nici nu schimbăm, de exemplu, ești că de nici ca nu tu ne să dezvoltăm. Ați fim noi sau n-ați fim, chiar și eu cu tine. Uh -huh. În universul ăsta n-a să întâmplă nici. Lucrurile să meargă așa cum au mers milioane de ani în urmă și milioane de ani înainte. Uh -huh. În universul, tu nu crezi că și de sus și uite că... că ia <laughs> Da, te rog frumos, dacă, dacă asta, dacă mă ajut să eu creditul ăsta, să le pot te promit, Boże, noi negociem cu dânsul, brat. Tu înțelegi că noi negociem, Dacă faci asta, până și odată mai mari, na leva și uite, eu, nu mă trebuie întreb să ies din situație. Ajut, și el cum sprinește, știi? Asta ne-am minte în bancă. Vine cineva să încheie un contract cu o companie foarte mare și parcare în față Birou, unde erau toate oficiile și oficiul directorului, bloc de birouri. Și el face un cer, nu găsești loc de parcare. Faci a nu găsești loc de parcare. Buzică, îți dau 5%. Dă 5% pentru biserici, din contractul ce Iar faci în... asta în mai cer. Buzică, te rog, 10%. Și în timpul ăsta se prinde felinarele și unul vreți. Gata, 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 am găsit. <gântu -i> adică, adică, stai, rupem contractul, eu m-am lămurit singur, știi? <gântu -i> și noi tot timpul avem și o poziție negociatoare cu și al de sus, și da. asta e așa o paradigmă. Dar pricolul e că nu trebuie la Tu singur decizi ce trebuie în viață. Nu știu să stai așa. Nu știu să stai, nu și asta, nu? Nu înseamnă nu poate tu te-ai născut o nidă și de un curcat, au încurcat adresa și te băgat în, în, în corp de om, dar tu ești o nidă. Te duci vii, adică, nu, și asta e tot normal. De cineva asta, trebuie să fii. Deci, cel mai fain în tot omenirea asta că nu suntem în spumă vieță, noi stăm, E că dacă omenirea asta e o explozie, da? Uh -huh. Eu am scris teza de licență, primele 3 secunde din... Big Bang. Big Bang, da. da? Și asta, dacă asta e o explozie, noi suntem la limita acestei explozii. Și viața e atât de fantastică cum nu a fost niciodată. Cu mici mm -hmm. excepții. Război. Război și pe noi ne doare că e alături, nu că e război. Mm -hmm. Timp de ultimii 2000 de ani, după și calculează istorici, doar 8 luni de zile nu au fost război. Nici o război pe pământ. Nu știu cum o calculat. Este mm -hmm. așa o statistică. Dacă ei și-au greșit, lasă dintr-o mie, din, dintr de ani să iei 10 ani când nu au fost război. Uh -huh. este uh -huh. Timpul a fost război. Lumea asta nu se mai poate înțelege. Nu că nu se mai poate. Nu au putut niciodată să înțeleagă. Eu, și acum mai, cea mai civilizată de când a fost vreodată. Uh -huh. Nu uh -huh. se bat, dar încearcă să negocieze, negocieze da. lucrează. Da, 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 Deci, Acces la medicină astăzi au toți, 100 de ani în urmă aveau și bogați, regii și așa mai departe. Deci astăzi eu nu cred că în Moldova cineva moare de foame. Iertați-mă, nu cred. Poate el îi are un handicap uh -huh. uh, mental sau handicap fizic despre care de oameni trebuie să ocupe statul. Uh -huh. Și eu cred că statul are buget prin ONG-uri să ocupe de oameni niște. Da. Oare okay. ei de acolo fug. Oare ceva se întâmplă, nu lucrează bine acest ONG sau statul și asta trebuie reglat acolo. Dar orice om normal, noi avem anunț, la noi salariul în firmă începe la 12.000 de lei, azi. 12.000 de lei, bun, tu nu știu, ești, nu te duci la mare în Turcia, dar tu să asiguri o necesitate vitală. Mă înțelegi ce am 600 de euro, salariul în Italia sunt 900 de euro. Noi vorbim de diferență, noi trăim aproape ca în Europa. Ei, că nu-s drumurile ca acolo. Stăți, hai să ne comparăm că noi însuși, să nu ne comparăm cu, cu alte țări. Cu, cu istoric de sute de ani, Cu da? istorie de sute de ani, fix așa ca și companiile. Că am mm -hmm. o listă când companiile au 186 de ani de când au fost înființate, da? De pe da, de Gucci da. din 1856. Da. Iar eu, 170 de ani, oameni și din generație în generație. E 50 de ani, îți să a doilea magazin. Tatăl au a lucrat în primul lift din, mare, din uh, lume. Uh -huh. Primul lift care era uh, pus într-un hotel. Și l-a văzut cum toată lumea asta, care sunt principiile și le place la oamenii bogați și că au creat uh, brand -ul. Noi vrem în 10 ani să facem cât au făcut Gucci într-o Ok, spate, sunt exemple, ca și ne va face. Da? Uh -huh. Dar noi trăim în cea mai frumoasă perioadă de când a existat Pământul. Nu a mai fost așa perioadă. Adică acces la sănătate. Înțeleg. Da. da. Deci posibilitatea de... Dar chiar de și de a... internetul cât face? Posibilitatea face de, a, de, a călători în timp. Că eu, în timp am vedere că tu trei ori ești în Europa. Ștefan cel Mare trebuie să facă un an de zile pregătit să duc până la baia mare. Mă înțelegeți? și în 50 de euro, 100 de euro. Cât costă azi avion? Chiar bun, avionul e mai scump. Cât costă cu autocar? Vrei 50 de euro. Nu știu dacă eu nu greșesc până în Paris. Uh -huh. Ah, eu vreau să văd Parisul. Eu vreau... Bă, eu 100 de euro mai să văd Parisul. Eu îți plătesc 6 călătorii în Paris. Mă Mă înțeleg și Eu îți plătesc da. 6 călătoriei în Paris pe lună. Dar la tu ți-ai făcut asta, misiunea asta în cum? cu viață. Da. Ca să te duci în Paris. Te duci în Paris, îți bilet dimineață, să ajungi în Paris, te duci și ai văzut Parisul și îți iei în înapoi sara. Și ai mă cheltuit 20 de euro. Și ca costă 20 de euro, tot i ai bifat un vis că se vede turnul noi fel. Dacă asta este vis. nu pe ne păcălim și în vis. noi, noi le facem că niște balaure, le disenăm la visurile sunt niște arichi. E simplu, e ca așa e vis. Lumea are vis să ajungă pe Antartida. Cu barca care am fost eu pe Antartida, lucra un iung, un băiat din Ucraina. Mm -hmm. La 22 de ani era a patra oară în asta. Când se de acasă, e 300 dolari. Aveam vis să ajungă în Tartida. Gata, e simplu. El se duce, că el are vis și el nu se desfocusează. Dă-ți spun un anicdot, dar și unii că nu se poate, dar doilea zis că trebuie. Dar știi el te duci, tu mergi ca mingea și când te... am văzut, nu știu unde este, la, la fotbal american în filme, da? când tu mergi și tot și arcă cumva să te pălească. tot Stai, nu mai alergă pe rândul ăsta. Un... Schimbă-ți drujii, ți și care te împingă înainte. Care îți un șut în fund și a să de, hai, hai că tu poți. Nu care să tai arichile. Da, pus... mea la țară, e nu și de găina să nu uh, sară pe trăie doar capitele. Și da. căja, 2 cm da. Tai omul 2 cm din vis și el n-a niciodată. 2 cm, nu trebuie tăiat. Pur și simplu spune, ai lasă, la nim să o primi, tu ai să faci. Și te dus, țâc, și te slivit. Se întâmplă? Tu cum ai făcut față la toate comentariile astea? Asta e tare important o spus că pentru blochează. mulți tineri. Îi blochează. Vrei să Dar nu, comentariile în viața reală mă refer. Băie, yeah. mai multe... Rude, prieteni, mulți, tu... Adică asta... Deja te-am chele groasă, dar și aici sunt, eu, și cu soții mea, să vezi că mm. taie dar cum să zic, știi? dar cum? De, de exemplu, ca da. În caz de unul. Noi am pus, într-o parte acolo, am pus cinci tui. Una dintre tuile este, Uh, nu s-au de tot, dar s-au scat doar partea de sus, vreo de 20 din tui. Și grădinarul tăieto respectiv, trei de aici, una de aici, și stă tu tui o leac. Și zic, pare că trebuie tui să scotem, să luăm una mai mare și să o punem în loc la şe, la mm -hmm. asta mică. Și așa zic, da, ce tot crezi? <laughs> Și da, tu știi că n-am ales brad, n-am să un brad, deci că el da, zis, da, spunem cât mai mic, că a mai gheni. De clar, da, da, uite că după probabilitate, n-a sprinde, da. Hai să ne gândim cum ar trebui să formulăm noi discuția între noi. Uh -huh. Poate dacă tu spune, blindă, trebuie să avem grijă, că uh -huh. ca e să nu se usuși, poate punem niște și îngrășăminte, și a să, avem, să dăm mai des, să-i mărim procentul de asta, e o discuție, uh -huh. și e alta când... Tf, din prima de o Pentru mm -hmm. o simplă discuție. Creierul nu mai se sezează în și domeniul ei tăiet El știe că la tine să arichile mm -hmm. Și asta poate să fie întuie, a doua zi, tu n să faci un proiect, ți ți-o spus că a să și dar tu nu mai ții în minte ce a să și ce a să proiectul sau tuia, mm uh -huh, uh -huh. tu te deprinzi că la tine să are pe tăiet, și ca omul merge prin viață cu are pe uh -huh, uh -huh. Primul rând înseamnă că să nu prea discuti cu oameni care, sunt oameni care în felul ăsta discută, deși eu am atras atenție la soția mea, că ei cumva nu discută în felul ăsta. Și aici au, A fost un moment, A da? fost un moment și eu am a blind, nu tăiare, uh -huh, mm uh -huh. Nu, dacă când e ca un om, hai că soție, e un om foarte important în viață, corect? Adică e partener de viață. Trebuie și important. Tot nu, adică când omul ți-i spune așa chestii, cum tu înțelegi la care trebuie categoric să renunți om și cu care ar trebui să negociezi și să explici. Adică tu cu soția între în discuții și explici, nu? Da, ok. Și că la câți explici? Ok, hai așa, hai să luăm la o... Didipa! de departe, de departe. Da. De Trei categorii de oameni. Trei. Și mm -hmm. asta e foarte simplu. Prima categorie vorbesc despre ce a fost. Da. Ok. Asta e vorba despre ce? Ah. Da. din trecut. Mm -hmm. Da? Mm -hmm. Orice discuție de trecut îți scurge energie. Că acolo nu e niciun sens. Pur și simplu îți scurge de energie curată. Orice vorbă din trecut. Pentru tu trecutul nu poți să-l schimbi. Unica variantă să schimbi trecutul, asta e meste. Nu <sus> este încă mai multă energie de -ți scoate. Ia că, da. Dacă tu ai vrut răzbunare, este răzbunare. Sigur că, da. Tu de timpul ești cum să mă răzbun să mă răzbun. Și tu azi nu mai ai aia, eu că tu tătă energie o dai în acolo. Ok. <sus> două categorii de oameni. vorbesc despre oameni. E hmm Ea tu pe așa, Este un fel de mix de prezent și trecut, care nici despre așa nu schimbă dacă el nu are altă viață. Și a treia categorie de oameni vorbesc despre visă. Uhum. despre scopuri, despre planuri și vorbesc despre viitor. Acolo unde este energie. Respectiv, diferența dintre ce și, -i și -i este azi la noi. Și și noi ne dorim și este diferența de potențial care ne întâmplă cu energie. Da? Eu vreau asta, am aici de vreau asta, uh și cum asta să fac, șercă, și că și interesant, și eu să fac așa, să fac așa, și e că toate discuțiile astea despre viitor, de fapt, ne dau energie. Și în primul rând trebuie să selectez oameni. După categoria și discută ei. Că dacă tu ajungi într-un moment în care înțelegi că tu stai, stai, în jur mai ai mă oameni... Mă întregi, cum să-i selectezi. Acum sunt 3 sau 4 patru... filtri. Davai, Asta davai. e primul filtru. Doilea da. filtru e extraordinar de important. Sunt oameni de două tipuri, care eu și care dau. Uh -huh. Sunt daiușii, în limba rusă, birușii. Da. Și tu trebuie să te uiți, omul ăsta e? Da. Dacă lui se întâmplă timpul de e să sădicarii... Care e? De Deși... ce? Nu că nenorocirea consumă energie. De atâta că Universul încearcă să facă un echilibru. Uh -huh. Și atunci, cât mai mult, ei, el ți l ieți, ei pierdut ceva, ei ceva, uh -huh. te... și el ți l echilibrează. Okay. Și sunt oameni care dau tot timpul, fac voluntariate, uh -huh. nați ceva. Oamenii ăștia, e simplu ei sau da. El se vede, el, timp cu energie. Unul vine și tot timpul îți cere ceva, dar altul încearcă tot timpul să-ți, nu știu, de. Da. Sau uh -huh. ușor, nu ai nevoie numai. Da, băi, frate, faci și Fă un test simplu. Încearcă să-mi promulgi la tăți prieteni, de 5.000 de euro. De uh -huh. la tăți. Sună într-o zi, băi, ne întreb 5.000 de euro, ți dau și te Dar hai fără explicați pe unul. Uh -huh. Și hai să viați ce să se întâmplă. Hai să viați dărmoaie așa ala cât ți rămâi. <laughs> 5.000. Prietene, cât costă? Cât, cât tu vrei să pui filtrul, prietenii voastre, cât, cât e 1.000 de euro? Nu, e, hai până la urmă, urmă să reducem la bani, că e mai simplu. Da, pot să da, poți să da, în da, saș, poți în cartofi, poți în patlajele. Da. E mai simplu bani. Cât crezi costă prietenii? Habar n-am. Nu, Habar. tu vrei un filtru, zici, eu mai ieftin de... O mie nu vreau să prietenesc. Nu, adică... Ok, da, da? da de exemplu. Deci da. cum există la mine filtrul ăsta? Eu nu împrumut bani. Eu pot să-ți dau bani, da. Și tu poți să ne dai înapoi, dar poți să nu ne dai. Eu nu mă gândesc ții ție ți-am promutat, ți-am dat. Și atunci fiecare om are o valoare. Cât eu pot să-ți dau cuiva 100 de euro, cuiva 500 de euro, cuiva 1000 de euro, cuiva 10.000 <fixi> de euro, cumva. Eu uh -huh. pot să-ți spun că eu mă cunoșteam cu un om două luni de zile și ne trebuia un milion de dolari și el ne-a împrumutat. Eu băi, trebuie să mă gândesc o noapte și da, da, hai să ne gândim cum asta faci în documentar. Noi mergem la bancă, eu mm -hmm. cu jurist, am grăit cu banca, acum asta se poate de făcut, ne trebuie un milion de dolari. Și eu că pentru mine asta a fost un boost, că omul și era gata să ne împrumute în cu riscul un milion de dolari. Ca piață. Și, nu -a, a fost nevoie. Luni, da? A, da, Și nu a fost asta, suntem prieteni de vreo 5 ani. Și nu a fost nevoie de bani și e slavă Dumnezeu. Dar eu am avut intenția lui, nu? chiar am fost la bancă, După mm hmm eu, eu i-aș împrumuta. Ok, eu știu situația, a avut o situație interesantă. interesant. Uh, Uh, Acum, filtru 2. Așa-i și așa-i eu. Întrebarea. Da. A treilea filtru. Cât de pildă tu spui eu nu vreau să am în jurul meu oameni care mă apreciază mai jos de... de că e cifra. Aici spunem 5.000, cum ai zis, da? 5.000 sau mm -hmm. 3.000 mm -hmm. da, de pildă. Asta înseamnă și că în jurul tu ești, meu... Și tu îi suni, pideați, mm -hmm. că reconsideri tu druși Da. Nu, bun. La fiecare în viață uneori nu-ți bani. Da, Dar da. tu știi că nu. Tu, dacă ei îți tu știi, băi, ăsta chiar n-are orice. Dar tu știi că la alții parcă ar fi. Uh -huh. Și că aici se poveștile, știi? Și atunci tu zici, ok, eu am înțeles. Este aici deși al care nu cred că-i dă iușii, da? de adică uh -huh. nu, deși care dau. Fiindcă tot are un preț. <coughs> fiindcă la mine când vin cineva să împrumut, eu zic, băi, eu din împrumutat nu ți împrumut. Dacă eu ți-i dau banii știa. Dar care e diferența între a da și a împrumuta? Fiind tu te gândești timpul la bani și e Asta e problema Am ta înțeles. că el ți dă înapoi. A -a. Și tu și să-l mănânci. Am înțeles. Dar așa tu nu mănânci, omul este costă pentru tine atât, și dacă el îți duc tot cu banii tăi, pentru tine n-aș și e dureri să tu crezi că l-ai ajutat cumva și îl ierți de atât dacă el nu ți-a întors înapoi. Îl ierți. Dar pentru îl și din viață îl excluzi sau nu? Nu, deja depinde de circunstanță. Uh -huh. okay. depinde da. de că omul nu e rău sau bun omul să află pe diferite nivele la piramida lui Maslow. Da, da, da. Și el când se află în nivelul de supraviețuirii, el lui totul una de cuvântul lui în fața ta. Că cuvântul e partea morală. Da. El îi sublinie de supraviețuire și el trebuie să supraviețuiască. Și tu, el, el... nici nu se gândește și e moral. Lui pe unul poate să-i pară rău, că el nu a da. -a cuvânt, el iar devine moral. Dar în perioada și el în face. Și atunci orice om când are probleme financiare, el poate să ducă. Dar cât tu ești gata, lui să plătești pentru că voi ați fost prieteni. Să-l ajuți cu... Adică, și care e suma ta pentru dâns? Mă înțelegi? Da, 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 da. da, da înțeleg. Care e ca pentru... Pentru cineva e 100 dolari. Cineva e 50 de dolari. Adică banii cumva pot să... Băi, eu... Asta e fi filtrul tic, greu. destul de dur, filtrul, știi? Care? Nu e ca prin bani, tipa. Hai să ne imaginăm că sunt Nu, dar tu prieteni? vrei să fii drăguț? Stai că este nu e unicul filtru. Tu m-ai întrebat care sunt filtre. Aha. Când mai sunt. Ia, hai. Adică următorul filtru este, închipoți că mintea ta e o grădină. Asta e din Robert uh, uh, Robert uh -huh. Charma. Uh -huh. uh, Ferrari un, și... manajul, uh, care și-a vândut Ferrari. Uh -huh. Și filtrul ăsta eu l-am împrumutat de acolo totalmente. Inchipuți că mintea ta e o grădină și acolo o să înflorească florească și ce o să fie sădit da. și cu ce o să fie, care o să fie îngrășăminte. Și ca închipuți grădina, ei frumoși, că acolo sunt flori, fari, ce da. mai este acolo, și trebuie și un prieten de-a tău, sau un cunoscut care tu consider prieten, și eu galeată de toxini toxine, sunt da. a lasă sunt îngrășăminte. <laughs> <Că> el dacă... <laughs> nu, dar de ce? Okay, pentru că da, rahat, asta da. nu-ți place ții, dar te faci pe tine mai bun. Ok, ok. Fii atent că și este diferență. Bun. Dar e toxini. Uh -huh care încă poate să miroasă. E că închipuți că are o caldare de Chanel numărul 5, că el e miroasă frumos, te Da. ce-o făcut să era, știi, visurile În colțul ăsta tu ai sădit visurile. Da. Da? Și ai sădit le acolo copurile, mai încolo sunt planuri. Și știi, visurile tale. o caldare de 5 litri de Chanel numărul 5. Și, blin, nu el și prietenul meu. Eu cred că tu ai l de guler, da? Și să scoți afară. Și să vezi, mai mult în ograda mea n-ai scanș. Tu-ți bați joc de lucru în tu-ți bați joc de ograda mea, și forță, bani. Tu, tu, ai la lume. eu nu cred că ai sper, nu, n-ai să permit. Sau să chemi poliție dacă nu-ți ajunge forță. Uh -huh, uh -huh. Sau ai, fac, dar -ai să faci dar n-ai să-i permiți lui să-și bată joc de ograda ta. Chanel număr numărul 5, șanța așa, închipuți că e, nu știu, plus moală sau altceva, da, sau toxic ceva, nu știu, o de motorină, aruncat o aruncat dacă noi facem analogia și mintea noastră așa e, oare nu trebuie să punem niște garduri mari? Nimeni, noi nu trebuie. <laughs> nu, aici deja trebuie. Deci da, da, nu e de dorit. Aici chiar trebuie să... Stai, Să punem niște garduri. Uh -huh. Că ideea când că întunci, cu dânsul ce sau să-i demonstrezi, tu deschizi ușile încă mai tare tu încă nu știi ce să mai toarne el în timpul ăsta. Uh -huh. Deci, ok, cum pot fugi eu de aici cât mai tare? Închid Kiek maitai nu nu, si si, si nu 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 ai o blaneli, kad jis nutoarmė į gardinę, nei sinaudė. Aš lau muosiu ir sakysiu, nunipaivisi apie asta. Ne, tada numaisiu ir sakysiu. Rifieriui, aš lau. Ir aš ma du. Mieset, lau, lau. Tu sakai, aš nerau su filais diskusija. Meni, numaisiu, sakysiu, aš imam rūžį dėl gradą man. Kazas tai nuai frumos. Kategorikai nuai frumos dėl ceikarių slamas. Iga, mieset, lau, 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 lau. Paukš, pabaez, skuzati, aš nerau stau su lamasu. Asta e capet dur. E ca așa, am foarte mulți oameni care erau aproape prieteni, dar eu am văzut cum tu Nu, e dar tu îl ierta dacă el ar veni cu o caldare de solearcă și ar trimi, ar da peste trandafirii tăi. Nu. Hai așa, atunci deși îmi dă peste mii care să aici? Eu credem că numai eu sunt așa de sensibil, cu tăci de gândire. Adică, dar noi toți suntem sensibili. Facem o experiență. Uh -huh. Și îți demonstrez că tu ești ca sensibil. Vrei? Da, eu și așa eu știu că sunt sensibil. Dar da, vrei? Hai, hai, yeah, hai, da. hai. O Să Cercă un minut. Închide ochi. Da. Well, Ia să well, da, da. 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 <laughs> da. închide -ți, bă, nu știu da, din care. Închide-ți Să facem o singură experiență. Am uh -huh. închipuiți-vă că asta e o zi de vară. Uh -huh. cu ars 37 de grade. Și voi sunteți pe câmp, în satul Bunicii, undeva acolo. Și te-am paile să strâns în stoguri și voi fugiți rep de acasă, că știți că în frigider este sticlă de apă de asta rășie, o sticlă de apă doarnă. i așa cum mare picături pe dânsă de la rășeala asta. Dar voi voi și voi fugiți rep de pe, asta și tucmă, iarba asta e uscată, asta și tare de voi n-ați băut apă vreo două ore. Și că voi deschideți, ajungeți acasă, de Deschid, ați deschis uh, o poartă, tema a intrat repede, ați găsit cheia acolo sub covoraș, ați cu ușa și repede la frigider. Când schideți frigiderul, dă da sticla la noi. Dar este o lămâie. Și că voi tăiați lămâia asta și -a -a, o, o filiuță? Și apă două o filiuță și vă uitați la dânsă înainte de a pun, de a pun în gură. Dar la voi te în gură și te-a făcut salivă și te Și că te pui în gură și simți cum socul ăsta plin și e scurge și pe gât și așa mai departe. Și gustos și are și tu cum te trezești și te... îți dă viață. Ajunge, uh -huh. ajunge. Uh -huh. Ai avut salivă. Dar cum? Da? Da. Dar la mâi nu a fost. Nu, nu a fost. A fost imaginație. Dar la mâi nu a fost. Fix așa se întâmplă în creier. Uh -huh. Cu caldare uh -huh. și de gunoi. Da. La mâi nu a fost, dar noi doar din cuvinte, creierul nostru primit informații și el ceva la tine transformat. Da. Și așa el o să lucrează de fiecare dată. când cineva zic, frate, se poate și la tine firiște. Ați prinde forță. Sau unul ați vin și ați zice, i nu ți ajunge și ai cu mai bău, Și depinde, și tu da, deja îți faci imunitate. Deci asta e imunitate, gardul, cât e de mare gardă. Aici rămâne o ultimă întrebare. O întrebare de și. Spunem că ai pus anumite filtre, da? Și că ai filtrat și ai înțeles că au rămas numai doi oameni. Unde? Nu e ca în tot networking tău ca cu care tu e mai vrea, de exemplu, să continui să comunici. S-au rămas doar 5 din lista de contacte da. Scusa, de vreo 800. Uitat un mesaj. Da, da. Hai Noi, tu ai filtrat, ai filtrat, ai filtrat și ai ajuns la un mediu de vreo 3-4 oameni, da? Nu știu, e întrebare, ce fac mai departe? E că eu am infiltrat, eu am înțeles că nu vreau să comunic cu mult, să zicem, da? -ă, și ok, și eu aș prea alt mediu. Cum îi găsesc? Ce fac eu? te gândești cu ce ai fi de folos pentru dâns. Hai să spun altfel. De exemplu, eu dacă aș vrea să ne meresc într-un mediu în care se comunică ideile, de exemplu, de oameni care fac bani și fac businessuri ca tine, eu pentru voi puțin probabil aș fi interesat cu ce. Cel mai probabil să vă consum cu multe întrebări prostești. Trebuie să te cum să echilibrezi balanța. Adică o valoare care va. nu? No, da, normal. Uh -huh. Valoarea valoare e poți fi sau un bani, uh -huh. sau, de exemplu, hai, hai așa, uh, <coughs> În primul rând, până n-ai să arunci blugii de pe tu n-ai să ai timp ca în viața ta să intre noile oportunități. Blugii și vechi trebuie aruncați, atunci totodată este în și îți cumperi o pereche de pantaloni noi. Să arzi podurile mai scurtiesc, da? Nu, tu cum vrei să apară dacă la tine paharul e plin? Tu vrei ca într în toarne înainte ca... Să trebuie să le eliberezi. Da. Și într să fie cineva să treacă pe el și a zis, vrei pahar cu apă? El să treacă pe el și la tine și e plin. Mă înțelegi? tu Uh, trebuie să faci curat. Uh -huh. Asta e greu, e dureros. Uh, Cum mai rupi buriel în grădină. Uh -huh. Că mai las. Pe urmă, tu nu mai este îmbrăși în, în costum nou, frumos. Că eu nu te-am văzut în costum. Dar este îmbrăși în, în costum, cam aș, uh -huh. -aș așa. business style, știi? Cine este va și ei va din tine. Da, știu asta, știu. Înțelegi? Dar da, da, tu... Dar tu zici, de ce așa întreg? Da, și te-ai ca o muniță, Și ori, ori el n-a să întrebi, bă, tu ai un alt proiect? Da, tu da, lucrezi pentru o bancă și caz, când intri în bancă trebuie să nu te duci în blu trebuie să fii în costum și uh, ei yes, să aibă o credibilitate că nu te văd pe tine ca marketolog, ei te da. văd pe tine ca, 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 unul ca dânș, când da, te da, d -a d -a d -a d -a. la camașă, pam, pam. Ok, uh, nu știu, el, de el să trăză da, o căldărușă. poate nu o căldăruș, o, o, cană. Da, Dar da, pe da. că aștia, ei ne cresc sau ne descresc? Окей, если он лимбар, язык лимбар, аудитория ему лучше голодать, чем что попало есть, mm -hmm. и лучше быть один, чем быть с кем попало. Ищи и май-бини, чтобы быть фламандским, чтобы быть горче, чтобы да. стоять ярким, чтобы организм мог май-бини, макар кам старая стадия фами. фами. Да. Și mai bine să fiu singur decât să fiu cu cine n-ar cine fi măcar să fiu. Starea asta tot e toxică pentru mine ca om, mm -hmm. la fel cum e toxică mâncarea așa, și ești mai bine să fiu flămând. Și să am aflu într-o stare, de căutare cu cine să fiu. Și asta e o tare ok. Asta este tare ok. Eu am făcut comparația asta undeva într-un podcast mm -hmm. și nu o să mă tem să o spun, eu înainte credeam că toți care au intrat în autobusul vieții mele trebuie să-i duc din, dintr-o parte în alta. La mine zis, ne? da? Da. Și eu într-un moment acolo și băi, dă voie sunt oameni diferiți, dă deschide-i ușile, dă-le voie să duc tu în neduș. Uh -huh. Și la mine, puf, s-a eliberat și aerul început să acolo. Și știi, și gazul a mai ieșit <laughs> din, din salon. Și a pus să oameni noi. Așa care chiar și prietenia mea au apreciat -o la un milion de dolari. Nu da. început să apară. Fiindcă eu n-am timp. Eu înainte dacă el poate mă suna domnul ăsta. Eu băi, nu, că mă cogaș, că mă duc la o berie, mă duc apropo după podcast, la orele șapte, deși m-am uitat, cu dânsul. o cină. Ah, v-am mai zis uh -huh. de asta. Ok, da, el ați fi la cină asta. Da, frumos. Da. À, și mă încântă despre ce să povestească. Și o să fie acolo. Cum o să fie? Da? Adică sunt niște oameni care ne inspirăm unul de la alții. Mm -hmm. Nu că el ne datornic dator nici ceva sau eu sunt dator. Dar pentru asta au trebuit să mă scol la o masă. Eu am stat la o masă foarte mult timp și acolo erau oameni care erau foarte mult timp cu mine. De am avut curaj și am zis că eu mă scol. Eu mă scol de aici că am simțit într-un moment că e toxic. Și a unul cu moldovieni nimeni nu l-a atmenit. <laughs> da. Deci <laughs> că, eu știu, în pot ghid, Vin cu deci, înțelegi da, de, poate da, nu da. cu așa răutate. Da, da, da. La baza națiunii noastre este invidia. Noi tot vrem și ei mai ghinică cu mântru. Și că când noi, noi să putem asta domoli sau da? da? liniște, atunci noi a să avem o creștere spirituală foarte mare. Și o să ne dai aripi. Noi nu trebuie să ne cumpărăm unul cu altul, trebuie să ne cumpărăm cu noi însăși. Noi minim mai ghinic uh -huh. decât cum a fost ieri. Fine, super, te trebuie să dimineața. Wow! o să de provocări. asta e și este. Noi tot timpul și cineva mai frumos, cineva mai bogat, cineva mai duios, cineva mai cântăreț, cineva mai sportiv, cineva mai mintios, cineva să fac cubic cu pintunieri, că altul să-l fac cu o mână, a să ne să săgeata. Noi și cu tăția să ne comparăm. Noi, nu putem să fim buni în toate domeniile odată. Și asta e, asta e debilism. Adică asta e o, programă care nu este corectă. Noi se, se și să bred. Nu, dacă altfel nu poți. că noi nu că ne ni comparăm numai așa la câți bani au făcut. Încă și mașinare, și tufle, a, și la sală îmbluș, cu cât o slăghit. Băi, dacă la urmă urmă te mai vrut să te compari, compari pe un domeniu care pe tine cumva chiar e pentru tine ca piață. Și uh -huh. adică așa care face vinuri se compară cu așa care face și vinuri, da. ei se dau în și cel care coaște pâine cu așa care coaște pâine, un influencer cu alt influencer.

Pream așa, concret. De ce? Ca cu druji? Nu, nu, numai cu druji, nu. dar Eu fac chestia asta, ca regulat o fac și mențin, numai că evident că nu o fac așa de radical, cum ai zis tu, Bă, știi? de păcate eu sunt radicalist. Mai iert. Dar eu înțeleg că nu am timp. Prea puțin au rămas. Tu Prea multe valori... lucruri importante. E că întrebarea este, trăind într-un mediu în care unul pe altul se devalorizează mult... Nu știu de așa medii. <laughs> Ce nu trăiești din Moldova? Eu sunt Moldova, tu, dar tot ai tu, trăit... tu, tu, ești așa să parte de și care te înconjoară. Uh -huh. Da, înțeleg. Voi sunteți șapte? Media cinci oameni, da? Media, a da, da? media, tu ești așa să parte uh -huh. de, dintre și la șase care te înconjoară. Depinde cum te înconjoară. Eu am trecut cu traia în România. Da. Și eu m-am gândit așa. Un, eu, uh, ok, ne trebuie gașcă. Dar vreau gașcă de români. Vreau să mă integrez sufletește. Vreau uh -huh. să mă... Fiindcă te duci într-o altă țară asta, cum te-ai mărita, nu cum te-ai instura. Fiindcă da. trebuie să le accepti tradițiile, trebuie să le accepti, casa, mm -hmm. trebuie să le accepti și uh, da, da. Așa parcă te-ai mărita. Și asta e ok, trebuie din start să ai poziția În caz mm -hmm. contrar, te vei frustra, că tu nu ai poți schimba o societate, că ai venit tu aici. Da. Dacă da. ei nu fac așa ca la noi. Băi, stai, ule. Noi am venit aici să acceptăm tradițiile lor. Da. No, nu, ne place că la dâns și e fel, că e Crășinul 25 de la noi, era pe 7, asta e Problema noastră. Mm -hmm. Până la urmă, să tu accepti pe Crășinul pe 25? Ok. Și eu am gândit felul următor. Ne trebuie gașcă. Hai să gleg domeniile în care eu aș găsi oameni cu aceeași mentalitate sau mai mari încă decât la mine. Mm -hmm. Și eu am ales polo, da? Mm -hmm. Știi și polo? Picăluț și cu Da. Cu da. A doua, golful. Și a treilea, sailing Sau yachting-ul, care tot. Ok. okay. Eu am găsit numai pe la Sibiu și clubul ăla, este, ba nu este, e foarte departe de mine și nu, nu aveam să am comunicare. Uh, golful să joacă în echipi mici, uh -huh. deci fiecare gașcă să duce cu propria lui echipă da. și respectiv să integrează într-o gașcă, poți și ani de zile când voi vă, vă stați la mese diferite, dar tu nu ai posibilitate de comunicare. Da. Și în sailing e cu tot altă poveste, deoarece astea sunt regate. Unitatea toată lumea, fiecare pe barca lui, sara, astăzi, nunț, în care se șăruiesc cu decătăți, se înfrățesc peste o săptămână. Și eu m-am dus la școală țelică. Unii ne-au făcut gașcă, cu cinci ani în urmă, și cu dânsă în câma toți și azi. Noi suntem în campionatul României, locul 2, eu o să o leagă sponsor la una dintre bărci. Ceea mm -hmm. ca echipa asta de bărci, noi nu ne vedem așa de des, dar echipa asta de bărci, am petrecut weekend trecut weekendul trecut de vineri, noi am venit cu doi băieți cu motoarele, tot din gașca asta, Sei la Vis numește, cu doi băieți cu motoarele, cu motocicletele, și de vineri până duminică noi am fost la o cramă, la Mirceaște, apoi am fost la Scone, am vizitat vinăria Poiana, eu am fost la fabrică să mă uitat ce modele noi am mai făcut noi, că uh -huh. avem în mare renovare. Și atâta asta a fost două zile jumate de, de glumii, de discuții, de business, majoritatea, că majoritatea, fiind de și, fiind că omul care e în selling, el în primul rând are o leacă buget, Bani, nu da. e așa de mult, cum ne-ar părea, nu, nu, nu -așa de mult. De exemplu, școală școala au costat 600 dolari. Uh -huh. De exemplu, o săptămână de regat costă 500-600 dolari. Adică nu e extra... Baga, nu bun, cu costurile personale să fii până la 1000, dar dacă asta e pasiunea ta și cu, tu descoperi alți oameni cu care discuți cu, uh -huh. la un nivel foarte interesant, Uh, asta se merită. Apoi eu așa ne-am făcut comunitate din România. Și eu în București te zic că nu că tu prietenești numai cu România. tot moldoveni. Nu. Adică în sens că uh, toți care noi mergem de aici de Nu, e că sunt gaști foarte interesante. Alt gaști că am făcut-o pe alte Te misiuri. vezi mai rar, dar cu mai calitativ, da? Cu dânșă? Da. No, ne vedem de de da? da? Aha, ok. okay. Iar, ta, asta, iar eu modalitate. Trebuie să cauți gașca asta, trebuie să -o găsești. Și tu, bun, lumea așa cum e, este. Mm -hmm. Adică cum zis, a, dar în pădure sunt lupchi. Da. Tu ai gașca ta, unde care vă susțineți, vă mențineți, vă, vă, vă motivați unul pe altul, mergiți, faceți drumeții împreună, și trebuie și tot undeva de succes. Atunci, da, da. Adică, băi, băieții, dacă și eu pot, vă fiu de folos. Hai, luați-mă și pe mine. Okay. Acum am un alt club în care m au invitat băieții din București, se numește IFV, adică investim invest, wine, in front, știi? Uh -huh, adică uh -huh. eu l-am simplificat tare, zbiem <laughs> și investim, știi? <laughs> Sunt adică, bine. Da, și el, chiar asta, o să fie joi, mâini, uh -huh. mâine, nu, mâini, miercuri, joi, uh -huh. seara, va fi clubul Va fi club. adunarea sub vinul și investițiile. Noi da? vorbim despre investiții și în șase băieți care sunt din Moldova, care din România. Vorbim, mm -hmm. Ei sunt mult mai tineri, ca mine, foarte interesante, au vreo 28-30 de ani, toți. Okay. Și noi vorbim despre investiții. Până când relații foarte prietenoase, nu. Dar discuția de fiecare dată când mă duc acolo, eu primesc o valoare adăugată. Și okay. Îi trec frumos timpul. Biam asta înseamnă o sticlă la tăț, că Da, da, da. Așa e generația asta viitoare, ei nu servește cantități industriale, ca așa <laughs> Dar nici acum, ați spune, că înainte parcă servie mai mult. În America nimeni nu servește aproape, fiindcă toți se tați pe job. Dacă eu servesc, eu să-mi pierd capacitatea de a lucra mult și calitativ. Și ei sunt, ei au visă, scopuri. E ca și fac în America, nu le tai colțișoarele și le mm -hmm. Și tot, Uitați vulturi. Nu uitați găini. Hai da? cred că cred că ești să oprim, da? Da, cu vulturi și găini e superb. Eu te aștept pestionar să vedem și, și să mai întâmplă. Bă, eu cred că lucrurile am, da, se întâmplă mult mai rapid. Mulțumesc da. mult, asta a fost mersi. tare. Da, Like-ul